23 din 36, nu din 37, pentru că prin ordinul domnului prefect, domnul Gheorghiță Marius Gabriel, și-a pierdut calitatea de membru al partidului și se declară vacant locul de consilier județean. Ordinul aveți fiecare, copil cu ordinul prefectului la mapă. De la comunicarea și-a produs efectele, deci de pe 8 februarie. Suntem 34 din 36 prezenți. Se știe domnul Mihailă, poate ajunge domnul Șoba întârziere. Și-a anunțat întârzierea, așa că vă propun să începem fiind statutară ședința noastră de Consiliu Județean ordinară. Având în vedere problemele și ordinea de zi pe care o aveți fiecare la mapă, am proces la invitați să participe la această ședință a noastră și am onoarea să vi-i prezint. Domnul Calistrat Costin, președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău. Domnul Viorel Savin, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău. Doamna Mariana Popa, manager la Complexul Muzeal Iulian Antonescu. Doamna Gabriela Durău, manager Complexul Muzeal de Științe Naturii Ion Borcea. Adrian Jicu, manager la Biblioteca Județeană. Olguța Pâțu, manager Școala Populară de Arte și Meserii. Adrian Popa, manager Spitalul Județean de Urgență. Doamna Daniela Țățaru, director general DGASVC Bacău. Doamna Lenuța Ardeleanu, director Serviciul Public Județean de Drumuri. Domnul Chestor Vasile Crișan, inspector șef la Inspectoratul Județean de Poliție Bacău. Doamna președintă Daniela Oana Ardelaru, regia autonomă a aeroportului internațional de București Bacău, precum și colegii noștri, directori executivi adjunți ai direcțiilor aparatului de specialitate. De asemenea, sunt invitați reprezentanții mass mediei, iar pentru întâlnirea de astăzi, ordinea de zi este următoarea. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 30.01.2018. 2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău, scriitorului Viorel Savin. 3. Raport privind activitatea desfășurată de președintele Consiliului Județean Bacău în perioada ianuarie-decembrie 2017. 4. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a autorității teritoriale de ordine publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2018, 5 proiect de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din județele din România, 6 proiect de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliului Județean din România pentru 2018, proiect de hotărâre 7 privind plata cotizației Consiliului Județean către Asociația Administratorilor Publici din România, 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. 9. Proiect de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău către Asociația Dezvoltare Intercomunitară Euronest pentru 2018. 10. Proiect de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean către Agenția Dezvoltare Regională Nord-Est. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurii educative prevăzute la articolul 4 alineatul 1 litera B din hotărârea de 1640/2007, care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate implementată în perioada cursurilor anului școlar 2017-2018. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și faza studiului de rezabilitate aferenți obiectivului de investiție, construire, magazie cu materiale, școala gimnazială Maria Montessori, pe hartă de strada Helicoandă, municipiul Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și faza DALI, aferenți obiectivului desființare clădirii C1, cum apare inventar, în care a funcționat secția de etnografie, strada Nicolae Titulescu, numărul 23, municipiul Bacău, județul Bacău, aflat în administrarea Complexului Muzeal Iulian Antonescu. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acesteia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a unui
imobil cu suprafață de 465 metri pătrați și număr cadastral 68737, în care a funcționat secția de etnografie situată în strada Nicolae Tăpărăsul 23, municipiul și aflată în administrarea complexului muzeului Iulian Antonescu. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici baza DALI pentru obiectivul de investiții, reamenajare, acces și împrejmuire teren la Muzeul de Artă, strada Nicolae Tăpărăsul număr 23 din municipiul Bacău. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, baza studiului de fezabilitate pentru obiectivul construirea atelier tâmplărie, Muzeul Complexul Muzeal de Științe Naturii în Vorce, alea Parcului numărul 9. Municipiul Bacău. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF, pentru obiectivul de investiții, amenajare și împrejmuire proprietate, Complexul Muzeal de Științe Naturii în Vorce, alea Parcului numărul 9. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2018. 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Hotel Central, teren și construcție, parte componentă a monumentului istoric Hotel Atene Palace și Teatrul Mărești, azi Teatru Bacovia și Hotel Central situat în Bacău, strada Nicolae Băcescu numărul 8, în prezent strada Iernii numărul 7, cu codurile aferente. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii județene, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, a unor imobile aparținând domeniului public al județului Bacău. 22. Proiect de hotărâre privind constatarea stingerii dreptului de proprietate publică a județului Bacău asupra bunurilor imobile, construcții având numele cadastrale 611C1, 611C3, 611C4, situate în sat Scăriga, Comuna Livez, județul Bacău și modificarea contractului de administrare din 2012-2013. Proiect de hotărâre 23, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu în vederea schimbării destinației imobilului, clădire secție SIDA, în clădirea în care va funcționa secția oncologică medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. 24. Proiect de hotărâre privind alocarea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia. 25. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2018, precum și estimările pe anii 2009 și 2021. 26. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate special. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare serviciului public județean de drumuri a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al județului Bacău. 28. Raport asupra eficienței al unității de poliție la nivelul județului Bacău în anul 2017. Iar la punctul diverse s-a propus după publicarea ordinii de zi în ziarul de așteptare următoarele materiale. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de administrare încheiate între județul Bacău și organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Bacău prin autoritatea deliberativă Consiliului Județean Bacău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea derulării proiectului Intespo înregistrarea tinerului în evidențele Serviciului Public de Ocupare. 3. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții, creșterea capacității portante și modernizarea pistei, decolarea, aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău 1/2018 privind aprobarea proiectului acelturilor legate de proiect și acordul de parteneriat în vederea depunerii spre finanțare a proiectului structurat servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul programului operațional regional 2014-2020. 5. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 2 din 2018 privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și a documentelor tehnico-economice pentru proiectul de investiții, servicii alternative, sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului de Țeamba numărul 3 pe 2018 privind aprobarea proiectului a cheltuielor legate de proiect și acordului parteneriat în vederea depunerii spre finanțarea proiectului titulat investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități, Comuna Cramă și județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului de Țeamba numărul 4 pe 2018 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorului tehnico economici fazele SF, DALI, aferenți proiectului cu finanțare de fonduri externe nerambursabile, investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în Comuna Tama și județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind pentru completarea hotărârii Consiliului de Țeamba numărul 6 privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și a documentelor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități. 9. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului de Țeamba Bacău numărul 8 privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și a documentației tehnico-economice aferente proiectului de finanțare din fonduri externe nerambursabile, servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și aparatului de specialitate a Consiliului Județean. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de întreținere, locuire și dezvoltare aferent proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Punctul 3 de la diverse vă propun să treacă înaintea punctului 18, adică înaintea bugetului, pentru că este vorba de aprobarea indicatorilor tehnice economici la un obiectiv de investiții. Și vin cu această propunere. Vă supun spre aprobare ordinea de zi cu acest amendament 3 de la diverse înaintea lui 18. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Astăzi unul din colegii noștri sărbătorește ziua de naștere și vreau să-i spunem la mulți ani. Este vorba de Liviu Alexandru Miroșanu. La mulți ani! De asemenea, un coleg și-a sărbătorit ziua de naștere. Este vorba de Marius Păslaru. Acum la mulți ani, sănătate și mult succes. Dau cuvântul acum la un primul, la ordinea de zi, doamnei secretar al județului Elena Petrecăzat. Potrivit prevederilor articolului 42 alineatul 5, coroborat cu articolul 98 din legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile citate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 30 ianuarie 2018. Mulțumesc! Dacă sunt intervenții, dacă nu vă spun la vot, cine este pentru aprobarea procesului verbal? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Nu sunt. Vă rog să îmi permiteți, ca la următorul punct al ordinii de zi, să dau citire expunerii de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău, scriitorului Viorel Sabin. Județul nostru a fost binecuvântat să dăruiască un număr important de mari personalități în mai toate domeniile de activitate. În rândul acestor nume cu rezonanță, născute pe meleagul Bucăoane, un loc aparte îl are domnul Viorel Sabin. Dramaturg, poet, romancier, reputat om de cultură, recunoscut și apreciat în țară și în străinătate. Domnul Viorel Sabin, născut la data de 4 aprilie 1941 în localitatea Bolsești, județul Bacău, și-a dedicat întreaga activitate atât creației literare,
cât și promovării valorilor culturale otomane. A devenit cunoscut ca scriitor încă din anul 1962, când cu lucrarea sa de debut a obținut premiul întâi al Casei Centrale a Creației. De atunci, a scris numeroase opere în proză, versuri, teatru, volume biografice, albume monografice, eseuri, publicistică, etc. Însumând 46 de volume, tipărite la edituri de renume din țară, multe dintre acestea fiind traduse în limbile engleză, franceză și germană, la edituri străine. Piesele de teatru s-au materializat în 29 de spectacole de succes, jucate pe scene de prestigiu din țară, la posturile televiziunii române și ale radiodifuziunii române, iar piesa Doamne, fă ca șnauță să câștige, jucată la Teatrul Pigmalion din Viena, a fost apreciată de publicul austriac. În scrierile sale s-au oglindit viața oamenilor din județul Bacău, frământările sociale și spirituale ale locuitorilor acestei zone și a promovat valorile bătoane în lucrări care fac referire la remarcabili oameni de artă și cultura județului nostru, ca Sergiu Adam, Octavian Voicu, Ioan Mărici, George Genoiu și mulți alții. De asemenea, și-a adus o impresionantă contribuție la surescitarea memoriei unui mare plastician român ai perioadei interbelice, eliminat din viața artistică de regim comunist, pictorul băcăuan Nicu Enea, despre care a scris trei importante volume și, nu în ultimul rând, Bătrâna și Hoțul, piesă de teatru care a fost pusă în scenă la 9 teatre din țară și a fost difuzată de 13 ori la televiziunea română. Domnul Viorel Save nu s-a limitat în activitatea sa culturală doar la îndeletnicirea de scriitor, ci a dovedit că este un om dăruit comunității în care s-a născut și cetățenilor în mijlocul care trăiește. A condus mai multe instituții de cultură băcăuane, printre care Căminele Culturale din comunele Filipeni și Răchitoasă, Casa de Cultură Slănic Moldova, Biblioteca Județeană Costache Scuză, Teatrul Municipal Bacău, filiala Bacău al Uniunii Scriitorilor din România. A înființat revistele Moldova, Opinia Băcăuană, Carta, Teatrul Românesc, Cabaret. A inițiat și organizat Festivalul de Datin și Obiceiuri ai Văii Zeletinului și Festivalul Național de Creație și Interpretare Teatrală, Slănic Moldova, și-a investit școlile din localitățile Horgești, Bibirești, Ungureni și Târgu Trotuș cu nume ale unor mari personalități băcăuane. Împreună cu oameni de suflet dedicați culturii locale, reorganizează și ambientează Casa Muzeu George Bacovia în anul 1981 și Casa Muzeu Nicu Enea în anul 1986. Este fundatorul editurii Casa Scriitorilor al Asociației Cultural Creștine, preot iconom Stavrofor Pavel Savin și al filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România. Activitatea omului de cultură, Viorel Savin, este comentată elogios în peste 180 de articole publicate în reviste de profil din țară, iar cu privire la valoarea și semnificația creației sale, se fac referiri la renumite lucrări de istorie literară românească. Pentru activitatea și creațiile sale, Viorel Savin a fost răsplătit cu peste 20 de premii, distinții și medalii, dintre care menționăm diploma Asociației Oamenilor de Teatru și Muzică din piesa Fratele meu mut, diploma Ministerului Culturii pentru piesa Greșeală, premiul pentru poezie la Festivalul Național de Creație Literară Mihail Sadoveanu, premiul întâi și medalia de aur pentru tragedia Ovidiu la Tomis, premiul întâi și medalia de aur pentru comedia Genere de import, premiul întâi și medalia de aur pentru scenarul, regia și scenografia spectacolului Lecție de Istorie. În anul 2004, președinția României îi conferă domnului Viorel Savin Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria A, pentru întreaga activitate. Pentru remarcabila contribuție adusă de către domnul Viorel Savin la îmbogățirea patrimoniului cultural județean și național, filiala Bacău, a Uniunii Scriitorilor din România, propune să-i fie conferit ca semn de recunoaștere și prețuire a întregii sale activități, titlul de cetățean de onoare a județului Bacău. Consiliul Județean, cetățenii județului Bacău, cu toții suntem deosebit de onorați că avem șansa de a transmite respectul nostru profund
și admirația nemărginită domnului Viorel Savin pentru prezența permanentă în promovarea culturii, valorilor, excelenței și înalte morale în întreaga societate. Viorel Savin, scriitor și cetățean activ al comunității băcăoane, este și rămâne o personalitate marcantă cu care ne mândrim și care merită întregul respect al cetățenilor județului nostru. Față de cele prezentate ca semn al prețuirii noastre pentru tot ce a realizat pentru cultura băcăoană și națională, pentru contribuția adusă la ridicarea prestigiului județului Bacău, atât în țară cât și în lume, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău, scriitorului Viorel Savin. Înainte de a supune spre aprobare, vă întreb dacă cineva dorește să... Domnul consilier județean Caudici. Bună ziua, stimați colegi! Bună ziua, domnule Viorel Savin și invitați! Am trăit momente deosebit de plăcute, care au fel toate momentele zi, domnul Consiliu Județean de Trăit și Plac, dar astăzi este ceva deosebit pentru mine, că am onoarea și ocazia de a fi de acord cu ceea ce domnul președinte Brașoveanu a prezentat și a prezentat destul de larg, dezvoltat, amănunt, punctual, încât mie, sincer, nu știu ce aș mai putea spune. Consultându-mă cu vecinul de lângă mine, domnul consilier, totuși găsesc două lucruri care poate nu au fost consemnate în raport, dar sunt de mare importanță în ceea ce privește persoana și omul Viorel Savin. Și ar vrea două chestii să trebuie. Unu, îl cunosc pe Viorel Savin încă de mult. În anii tinereții mă întâlneam cu dânsul pe la cămile culturale, spunea aici domnul președinte Filipin, răchitoasa, la casă de nou, o casă de cultură, să fie Cotăla, pe tărâm cultural cu activități organizate în mod deosebit cu tinere. Unde, acolo, sincer, între noi s-a realizat o anumită relație de, să zic, prietenie, pentru că avem același țel împreună, și dat dânsul se detașa dintre noi prin ceea ce privește promovarea tradițiilor și valorificarea actului cultural. O a doua chestie pe care vreau să vă spun, nu trebuie să uităm că dânsul este printre pionierii care a introdus noua formă, democrația în județul Bacău. A fost în Consiliul cel pe un chiar vicepreședinte, pe probleme de cultură, dacă greșesc, domnul Viorel Savin, cer scuze, dar eu așa văd în memorie, așa țin minte. De asemenea, este omul care, prin tenacitatea sa și dorința de a fi permanent în picioare, în prezentarea problemelor, în relațiile care le promovează cu cei din jur, el nu s-a dat niciodată învins, da, zic eu, a fost învins, dar în urma unor negocieri destul de bune și pentru societate, nu pentru negocieri ascuns. Este omul care după 89, după Revoluție, știți că a fost acea emulație, s-au acordat certificate revoluționare. Dânsul este printre cei care a refuzat acest certificat de revoluționar. Nu știu care zic eu, poate nu se știe, dar pentru mine este o... Și mai sunt câțiva revoluționari în județul Bacău, care au fost printre primii care au încercat, pionieri, să zic eu, au încercat să introducă democrația actuală în județul nostru. Domnule poet, domnule mare om, Viorel Savin, mă bucur încă o dată, vă doresc multă, multă sănătate și să rămâneți așa tânăr cum vă știu eu. Vă doresc la mulți ani. Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? În unanimitate a fost aprobat. Vă rog să permiteți ca numele dumneavoastră să-i ofer.
o diplomă de cetățean de onoare a județului nostru, în urma hotărârii dumneavoastră, se acordă domnului Viorel Savi, în semn de recunoaștere și prețuire pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului județului Bacău, în țară și în lume, prin remarcabilul rol avut în dezvoltarea și îmbogățirea patrimoniului cultural județean și național. În aplauzele dumneavoastră o să-i...
dată pentru prezență domnului Calistrat Costin, celor care l-au însoțit, pe domnul Viorel Savin și în aplauze dumneavoastră se va atrage la mulți ani. Este un material care cuprinde peste 310 pagini și care l-ați primit fiecare dintre noastră la tabletă în format electronic. Am încercat să facem o sinteză. Activitatea anului 2017 sau anul 2017 a reprezentat un important pas înainte în transpunerea realității a ceea ce a priorităților pe care mi le-am asumat la preluarea mandatului și împreună le susținem pentru a le transpune în viață. Mă refer aici, în primul rând, la domeniile infrastructurii, investițiile în infrastructură, fie că vorbim despre cea rutieră sau aeroportoară, investițiile în sănătate, ambele segmente fiind bine reprezentate ca număr de obiective pe care o parte din ele le-am preluat și am accelerat pentru a fi finalizate. Și multe din proiectele pe care le-am inițiat și le-am susținut împreună au prins contur prin semnarea contractului de finanțare spre finalul anului 2017, atât cu contracte de finanțare, investiții în infrastructură prin programul operațional regional, cât și contracte de finanțare prin programul național de dezvoltare locală pentru reabilitări și modernizări de drumuri, de școli, grădinițe, dispensare la nivel de județ, prin susținerea unităților administrative teritoriale. De asemenea, realizări importante în dotarea cu aparatură de specialitate la Spitalul Județean Bacău, ca și în reabilitarea și modernizarea clădirilor în care funcționează secțiile Spitalul Județean. A fost și este o muncă de echipă, iar sprijinit de cei doi vicepreședinți în anul 2017, administratorul public, directorii executivi și împreună cu aparatul de specialitate, cu instituțiile din subordinea Consiliului Județean și cu aparatul administrației locale din teritoriu, am reușit să, așa cum îmi spuneam mai înainte, să accelerăm și să finalizăm investițiile pentru județul Bacău, care erau în derulare, și să atragem altele noi. Toate acestea au fost posibile și cu un sprijin consistent și constant al Ministerilor de Resort. Am avut o bună colaborare și cu actorii din societatea civilă, asociațiile, fundațiile, dovadă fiind finanțările acordate de către Consiliul Județean în baza legii 350/2005, și mă refer aici la cele 42 de proiecte pe segmentele de cultură, sport și social. Activitățile acestea, am făcut o sinteză și le veți regăsi în cele 100 de slide-uri din cele 300 de pagini, în care sunt sintetizate toate obiectivele acestea și toate activitățile, în cele peste 252 de proiecte de hotărâri dezbătute în ședințe de Consiliu, din care un număr de 237 au fost inițiate de președinte. Vreau să mulțumesc dumneavoastră, care ați susținut proiectele, foarte importante pentru cetățenii județului Bacău și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață. Să mulțumesc colegilor din aparatul de specialitate. Să transmit pe această cale că voi fi foarte riguros în 2018 privind atitudinea și profesionalismul și termenele la solicitările cetățenilor, a persoanelor fizice, a persoanelor juridice.
foarte atent voi fi la cele termene de 30 zile. Nu este necesar să ajungem decât în cazul obiective la acel până în 30 zile. Dacă putem să răspundem, răspundem și în 3 zile, și în 5 zile, și să fim aproape și să ne simtă cetățenii și cei din mediul de afaceri, din mediul cultural, din mediul educativ, din mediul de sănătate, să ne simtă aproape că suntem în slujba lor. Vă las pe dumneavoastră și cetățenii acestui județ să vadă activitățile care sunt puse în, în acest material sinteză și să ne judece. Eu vă mulțumesc încă o dată și prioritățile pe anul 2018 este un an plin, un an plin în care fiecare, pentru fiecare obiectiv, fiecare proiect de hotărâre pe care noi l-am aprobat aici și vom aproba, să avem o foaie de parcurs cu responsabilități foarte clare, cu echipe de implementare pe fiecare obiectiv în parte, cu responsabilități, cu termene, încât să fim cât mai eficienți și să putem să finalizăm aceste obiective atât de importante și așteptate de județ și de toți cetățenii. Mulțumesc mult și trec la următorul. Dacă sunt discuții pe marginea acestui raport, intervenții, dacă nu vă las să vizualizați pe tot parcursul acestei întâlniri și să trecem la următorul punct al ordinii de zi. Următoarele puncte la ordinea de zi se referă la cotizațiile anuale pe care noi trebuie să le aprobăm înainte de buget, pe care și o să fac o sinteză acestor proiecte. La punctul 4 se referă la cotizația anuală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2018. Prin hotărârea Consiliului Județean din 2013 a fost aprobată alocarea din bugetul propriu a Consiliului Județean sume de 5.000 de lei pe an, începând cu anul 2014. Ea rămâne constantă, nu s-a micșorat, nu s-a majorat și vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a ATO Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică în suma de 5.000 de lei pentru anul 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Cotizația Consiliului Județean către Asociația Directorilor Economici și Contabili și Contabililor din județele din România. Este vorba de un cuantum de 500 de lei pe an de membru. Asta este ceea ce ne-a comunicat asociația. Cred pentru care vă supunem spre aprobare proiectul de autorită din plata cotizației Consiliul Județean către Asociația Directorilor Economici și Contabili în sumă de 500 de lei pe an. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Cotizația Consiliului Județean către UNECJR-ul, către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. Pentru anul 2018, calculat în baza numărului de locuitori a județului, este vorba de 0,165 de lei pe locuitor. Ca urmare, Consiliul Județean Bacău îi revine obligația achitării pentru anul 2018 asume de 122.898,27 de lei. Vă supun spre aprobare proiectul de autorie privind plata cotizației la UNECJR pe 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Cotizația Consiliului Județean către Asociația Administratorilor Publici din România. Este vorba de valoarea cotizației anuale în cuantum de 100 de lei pe an, pe 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține, împotrivă, nu sunt. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației
pentru 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, adică pentru județul Bacău 400.000, pentru localitățile de rang 1, municipiul Bacău 400, pentru localitățile de rang 3, cu pensie în proiectul de extindere și modernizare sistemelor de apă și apuzată în județul Bacău, 20.000, pentru Sfântul Moldova 3.000, pentru comunele cu pensie în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000, pentru comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100.000. Având în vedere rolul pe care îl are județul Bacău și privește atribuțiile asociației pentru implementarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară și integrată, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul public Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineți, împotrivă, cum sunt. Două abțineri, da? Două abțineri, domnul Ciobăniță și domnul Anastase Claudiu. Expunere de motive privind la proiectul de hotărâre plata cotizației către Asociația Dezvoltare Intercomunitară Euronest pentru 2018. Prin adresa asociației din 8-12-2017, înregistrată la Consiliul Județean, s-a stabilit nivelul cotizației anuale în cuantum de 23.118 euro, echivalentul a 0,04 euro pe locuitor. Suma de plată se va calcula în RON la cursul BDR din ziua plății. Și ne dă aici și în contul, da. Cuantumul cotizației pentru 2018 a fost stabilit la 0,04 euro pe locuitor pentru fiecare membru fondator. Județul Bacău urmând să plătească suma de 23.818,20 euro. La stabilirea cotizației s-a făcut întâlnire datele furnizate de Institutul Național de Statistică pentru populația din regiunea Nord-Est. Aș vrea să fac o mențiune aici. În ultimii ani am făcut o analiză privind cotizația noastră și ce am reușit noi să atragem prin asociația Euronest, ce investiții sau ce fonduri prin proiectele implementate în județul Bacău. Și vreau să vă informez că la fiecare leu cotizat au fost atrași 32,49 de lei. Deci prin proiectele 2015, 2016, 2017 urmează să le calculăm. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu plata cotizației către Asociația de Dezvoltare Euronext pentru 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nu sunt. Plata cotizației Consiliului Județean către Agenția de Dezvoltare Nord-Est pentru 2018. Este stabilit în cuantum de 1.781.000 lei. Și vă supun spre aprobare proiectul de privind plata cotizației către Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Punctul 11. Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurii educative prevăzute la articolul 4 al neatului litera B din hotărârea din 1640, care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate implementate în perioada cursului anului 2017-2018. Ce spune hotărârea 640? Ați analizat-o și dumneavoastră în comisii. Se stabilesc măsurile educative, sunt măsurile complementare, care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelor și anume. Sunt trei articole, A, B și C. S-a întrunit la instituția prefectului Comisia Județeană pentru aplicarea prevederilor hotărârii de guvern,
că intenționează să opteze pentru stabilirea, deci din cele trei, a fost stabilită măsura educativă, prevăzută la articolul 4, alineatul 1, litera B, adică organizarea de concursuri tematice legate de cuantumul de fructe și legume, lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și sau legume proaspete, și sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor articolului 3, alineatul 3, și sau miere cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinării la nivelul școlii. Există minuta și hotărârea și procesul verbal al comisiei, anexat, dați analizat în comisie. Și vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurii educative prevăzute la acest articol alineat 1, litera B, din hotărârea de 1640/2017, pe care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate, implementată în perioada cursurilor anul școlar 2017-2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Nu sunt. Punctul 12 se referă la indicatorii de puncte economici, fază, studiu de fezabilitate, aferenți obiectivului de investiții, construire, magazie, bunuri materiale, școala gimnazială Maria Montessori, care prin adresele înregistrate la Consiliul Județean a înaintat documentația tehnică economică, studiu de fezabilitate pentru obiectivul construire, magazie, bunuri materiale. Obiectivul se află în programul de investiție al bugetului propriu al Consiliului Județean, la capitolul 74, anexa 5, reactualizat prin hotărârea de Consiliul Județean din 30.10.2017 și are drept scop atât degradarea unor spații din sălile de curs ale școlii ocupate actualmente cu materiale și mobilier didactic, cât și crearea unui spațiu de pozitare adecvat, inclusiv pentru materialele sportive. Față de cele prezentate, vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic pentru obiectivul construire magazie bunuri materiale, faza studiu de fezabilitate, școala specială Maria Montessori, strada Henri Pandă, numărul 4 din municipiul Bacău. E vorba de valoarea totală 236.659,29 lei, din care construcții montaj 195.267,37 lei, capacitățile și toate ceilalți indicatori i-ați analizat în comisiile de specialitate. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre prezent. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, nu sunt. Următorul 13 se referă la indicatorii tehnicului în faza DALI, aferență obiectivului de sfințare clădire C1, în care a funcționat secția de etnografie, strada Nicolae Piculescu 23, în municipiul Bacău, aflat în administrarea Comitetului Muzeal Iulian Antonescu. Construcția are o suprafață de 465 metri pătrați, a fost ridicat de etapizat începând cu anii 1921, ajungând la un regim de înălțime cu subsol, parțial, cu parter, cu etaj și cu scot, îndeplinind pe rând funcțiile de locuință, birouri, casa pionierului, din 57, Muzeul de Istorie și Arheologie. Au apărut tasări terenul de fundare, lipsă de conlucrare dintre clădirile ridicate în diferite etape de timp, au determinat fisuri majore și un comportament structural periculos, fapt dovedit și prin ultima expertiză tehnică realizată de expertul tehnic inginer Tonjocaru Mircea, care propune demolarea acestui. Față de cele precizate, vă propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic în faza DALI pentru acest obiectiv, în care a funcționat secția de etnografie. Valoarea investiției TVA inclus 348.243 lei, din care lucrări de construcție montaj 230.339.000 lei. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Nu sunt. La următorul punct al ordinii de zi, am să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Silviu Ionel Pravăț pentru a prezenta expunerea de vă
supun atenției proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acesteia, în vederea scoaterii din funcțiune casării și valorificării clădirii C1 cu suprafață de 465 de metri și numărul cadastral 68.707, în care a funcționat secția de etnografie situată în strada Nicolae Cuvescu, numărul 23, din municipiul Bacău. Această clădire, după cum bine știți, este în administrarea complexului muzeal la Iulian Antonescu. Având în vedere cele prezentate de domnul președinte la proiectul anterior și ținând cont de prevederile organigramei ordonanței Guvernului numărul 120 din 2000 privind reglementarea procesului de spate în funcție de casare și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative teritoriale, precum și ale legii privind bunurilor proprietate publică numărul 213 din 1998, actualizată și modificată ulterior, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al județului Bacău, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul privat al acestuia, în vederea spatelor din funcțiune, casării și valorificării clădirii C1 cu suprafață de 465 de metri, având număr cadastral 68.737, în care funcționa secția de etnografie situată în sala Nicolae Tupărescu, numărul 23, municipiul Bacău. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc! Vă rog și următorul punct al discuției, domnul vicepreședinte. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru proiectul pentru obiectivul de investiție, reamenajare, acces și încreștire de teren la Muzeul de Artă din strada Nicolae Tupărescu numărul 23, municipiul Bacău, județul Bacău. Prin adresa numărul 63 din 16 aprilie 2018, înregistrat la Consiliul Județean Bacău cu numărul 121 din 16 aprilie 2018, complexul Muzeul Iulian Antonescu Bacău a înaintat documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul reamenajare, acces și creștere de teren la Muzeul de Artă din strada Nicolae Tupărescu, numărul 23 din municipiul Bacău. Reamenajarea, acces și creștere de teren faza DALI la Muzeul de Artă are o valoare totală a investiției inclusiv TVA de 347.915 lei, din care construcții montaj 257.119 lei, față de cele mai sus precizate, propunem spre adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de amenajare, acces și întreținere de teren la Muzeul de Artă din strada Nicolae Tupărescu, numărul 23 din municipiul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Punctul 16. Indicatorii tehnico-economici, faza studiului de fezabilitate pentru obiectiva construirea atelier de tâmplărie, Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, Alea Parcului nr. 9 din municipiul Bacău. Vechiul atelier de tâmplărie a fost desființat pentru extinderea observatorului astronomic Victor Anestin în strada Ion Ghelu de Stelnica nr. 8, fapt în care a determinat necesitatea găsirii unei noi locații și construirii unui nou atelier. Amplasamentul a fost stabilit în zona de sud a clădirii Muzeului de Științe Naturii Ion Borcea, situată în area parcului numărul 9. Construcția aticală cu înălțimea maximă la coamă de 5,35 metri și suprafața construită confusă de 120 de metri pătrați va fi amplasată în partea de sud, în curtea muzeului din area parcului numărul 9. Vă supun spre adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv. Valoarea investiției, inclus TVA-ul, 329.592, din care construcții și montaj, 262.266. Având capacitățile pe care le-am descris mai înainte și ținând cont de faptul că ați analizat acest proiect în ședințele de comisii, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, nu sunt. 17. Se referă la indicatorii tehnico-economici, faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, amenajare și împrejmuire proprietate
Complexul Muzeal de Științe Naturii în Vorcea, din aceeași adresă, Alea 4, numărul 9, municipiul Bacău. Obiectivul de investiții se află pe lista de investiții pentru anul 2017, aprobată de Consiliul Județean în 23 martie 2017, privind adoptarea bugetului propriu al județului Bacău, la anexa 7, și implică efectuarea următorului lucrări. O împrejmuire nouă, fixă, în lungime de 94 mm, spre latura nord-est, alcătuită din fundații, stâlpi din beton armat, placați cu piatră și panouri din confecții metalice, cu înălțimea de 2,40 m, o poartă pietonală și o poartă automobilă de 6,6 m lungime. Ce implică confecții metalice, motor electromagnetic, comandă cu receptor radio, fotocelul de comandă, lampă, avertizare, motor, reductor, telecomenzi și așa mai departe. Conform legislației în vigoare, documentațiile, așa cum știți, și indicatorii se supun aprobării Consiliului Județean. Vă supun spre aprobarea indicatorii, valoarea totală fiind de 798.472, din care lucrări de construcții și montaj 618.961 lei, cu capacitățile care le-am menționat mai înainte. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Punctul 3 de la diverse, acum înainte de 18, se referă la actualizarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare, aterizare și a suprafeței de mișcare aferente la aeroportul internațional George Enescu. Vreau să mulțumesc colegilor și echipei de la aeroport care în ultima săptămână sau în ultimele 10 zile n-au avut zi liberă, au muncit să aducem astăzi în atenție, pentru că intenționăm imediat după aceea să trecem la documentația de atribuire și să urgentăm scoaterea către licitație. Drept pentru care am venit astăzi în fața dumneavoastră cu toată documentația, proiectul este eligibil la finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020. Revizuirea studiului ce s-a făcut în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare în cadrul apelor de proiecte prevăzute în timpul solicitantului lansat în 21 decembrie 2017 pentru proiecte noi de investiții și de asistență tehnică. Axa prioritară 2, dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate, durabil și eficient. Obiectivul specific, creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroportului. Necesitatea și oportunitatea investiției, cred că nu mai e nevoie să o menționez, ați discutat-o. Știm vechimea infrastructurii, fiind construită din 1954. De asemenea, uzura fizică și morală a instalațiilor și a instalației de palizare și luminos. Așadar, se propune demolarea structurii existente și refacerea pistei cu dimensiunea de 2 km, 2500 de metri, ori 45 de metri înălțime, cu portanta majorată la PCN 465 de la actual 19, nu doamna director, deci la 19 la 65. Se vor menține și amenaja cele două acostamente care vor încadra pista, 17,50 m lățime fiecare, prin efectuarea de reparația dalelor de beton existente și formatarea rosturilor dintre dale. De asemenea, proiectul propune și alte elemente obligatorii pentru asigurarea conformității cu legislația aeronautică, cum ar fi realizarea la capetele pistei de decolare, aterizarea unor platforme, zone de siguranță pentru ieșirile accidentale ale aeronavilor în afara pistei, înlocuirea sistemului de balizaj existent cu un model și performant tip-LED, amenajarea unor platforme antisuflu la capetele pistei pentru protejarea motoarelor avioane, refacerea sistemului de drenare și canalizare cu viala aferent pistei de decolare, aterizare și extinderea acestuia, astfel încât să se asigure colectarea și evacuarea apelor fluviale, și de pe cele două căi de rulare care nu dispun în momentul actual de un asemenea sistem. Realizarea unui drum perimetral de securitate la nivel de împietruire
prin reciclarea betonului ce se derulează pentru execuția pistei și a căilor de rulare. Drumul va contribui la menținerea siguranței și securității operațiunilor aeriene. Având în vedere toate elementele prezentate și ținând cont de prevederile legii finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărârea 97/2017, vă supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare, aterizare și a suprafețului de mișcare aferente. Proiect elaborat de către SCG ARC SRL pentru varianta constructivă și cu structură flexibilă. Astfel, aveți valorile și le-ați studiat. Valoarea totală a investiției este de 195.867.789,82 lei, din care lucrări de construcții montaj 163.127.862,02 lei, prețurile includ TVA-ul, cu valoarea euro 4.65 la data de 12.02.2018 și cu indicatorii și capacitățile care le-am menționat mai înainte. Vă supun spre aprobarea acestui. Dacă aveți vreo intervenție, vă rog, domnul Mihai. Domnul președinte, stimați colegi, de adevărat, aeroportul este un obiectiv important pe care Consiliul Județean îl tratează cu maximă atenție și tot la fel de adevărat este că de fiecare dată proiectele care au fost pe ordinea de zi în legătură cu aeroportul au avut susținere în unanimitate. Cum de altfel până este o să aibă și acest proiect. Am intervenit pentru că am avut au fost câteva interpelări la comisia noastră cu reprezentanța aeroportului, pentru care aș dori să cerem rămâne și comentare, pentru că lucrurile nu au fost suficient de clare. Spuneam că eforturile Consiliului Județean vis-a-vis de aeroport sunt mari, tratăm cu maximă importanță, așa cum este firesc. Din păcate, rezultatele nu sunt în măsura așteptărilor. Aș vrea doar două, trei cifre să fac referire la două, trei cifre, dar în același timp aș vrea să vă mai spun că trendul unor indicatori vis-a-vis de aeroport ne îngrijorează. Mai exact. Astăzi ne situăm pe ultimul loc din regiunea noastră vis-a-vis de un indicator, număr de pasageri. Din răspunsul pe care l-am primit la comisie. Iașu are în jur de 1.200.000, Suceava mai mult de 500.000, am înțeles că noi avem în jur de 400.000. Da. După ce termin, poate o să-mi dați răspunsul. Da. Am să vin atunci cu cifre și mai exact. În 2012, aeroportul Bacău era mult în fața Iașului, avea în jur de 300.000 de pasageri, Iașu avea 170.000. Astăzi, Iașu are 1.200.000, noi avem 400.000. E adevărat că în timp ce Iașu s-a ocupat de accesarea unor fonduri europene, în valoarea de 54 milioane de euro, noi ne ocupam cu rezilierea unui contract de concesiune, un contract de concesiune care a suscitat multe, multe dispute și care până la urmă s-a dovedit falimentar. Asta, într-adevăr, ne-a ținut pe loc. Din păcate, n-am recuperat mare lucru și n-am auzit ca cineva să-și asume răspunderea pentru acest eșec major la Consiliul Județean. O întrebare pe care am pus-o și la care am primit un răspuns care m-a surprins a fost întrebarea legată de numărul de operatori de linie care funcționează pe aeroportul Bacău. Noi avem un singur aeroport, Iașu are 4. Pe Iași operează TAV-ul, Luierul, Cuzierul și Austria. Noi doar cu Luierul, pe care îl moștenim de la fost concesionar, care, printre altele
fie spus. Ne-a lăsat un singur operator, adică același operator care face de fapt și procesul. Asta era interesul de a obține profit maxim. Întrebare, în coala. Profit și reprezintă doamnei director. Ce am făcut sau ce n-am făcut de a rămas în acela stat? Un singur operator care a făcut pactul. Eu cred că și de aici, sau cred că acesta este un element important care ne duce către indicatori atât de stat. Mulțumesc. Domnul Mihai, îmi pare rău că trebuie să vin să vă comprezi. Sunteți într-o eroare totală. Cu toții ne dorim acest lucru. Suntem într-un plin proces de modernizare a acestui aeroport și știți și dumneavoastră foarte bine că se fac eforturi zilnice și sunt niște etape, sunt niște obiective care unele s-au finalizat, unele urmează să le urgentăm și săptămâna asta am avut o întâlnire cu cei de la Romanța tocmai pentru a găsi știu, cele mai bune soluții și a urgenta, dacă e posibil, finalizarea lucrărilor la turn, pentru că sunt niște dotări specifice activității lor, și de a face acest transfer, avem nevoie de avizul lor pentru a demora și a finaliza obiectivul de acolo, de referitor la parcare și, și turn. Restul celorlalte obiective, ele sunt finalizate. Este foarte important, pentru că ceea ce am venit astăzi în fața dumneavoastră se referă la capacitatea portantă a pistei. Pista, sigur că aduce noi aeronave de o altă capacitate și aduce noi operatori. Eu am sunat pe doamna director de la aeroportul internațional să vină cu câteva precizări vis-a-vis de câțiva indicatori pe care dumneavoastră aici ați prezentat și care nu sunt conform cu realitatea. Este adevărat că avem un singur operator, sunt operatori care bat la ușă, dar noi trebuie să ne ținem de investiție, să le finalizăm ca să putem să ajungem în acest. Noi destinații, noi operatori și am să rog cu doamna Chelaru să vină cu aceste precizări. Vă rog, doamna Chelaru. Și greșit ne comparăm mereu cu altcineva. Noi suntem județul Bacău, avem oportunitățile noastre și puterea noastră de dezvoltare economică aici și eu cred că este greșit mereu să ne comparăm cu acel. Nu. Nu cred că ăsta este... Să învățăm, doamnă președinte. Nu, eu n-am... Mie îmi pare bine că suntem așa de... Eu cred că suntem... Dar pare că domnul că vă acoperi atât de prost. Hai să învățăm din experiența. Suntem acoperi. Hai să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut și să avem o intervenție constructivă. O singură precizare. Înainte de a concesiona aeroportul, pe aeroportul Bacău opera și Talomul și mai multe companii. De ce am rămas la o singură companie, așa cum ne-a impus concesionarea? Asta e întrebarea. S-a înțeles întrebarea, doamna Chelaru. Vă rog. Bună ziua! Sunt Cristina Ciuc, sunt directorul aeroportului Bacău. Domnule Popăsescu, răspund punctual domnului consilier, dar o să fie de importanță ceea ce spun și pentru informarea celorlalți consilieri. În primul rând, domnul consilier Mihail știe foarte bine, pentru că nu este nici la primul mandat, este la al doilea, iar noi, cei de la aeroport, împreună cu chiar al treilea, al patrulea, probabil, noi, cei de la aeroport, împreună cu Consiliul Județean, am venit de multe ori și am făcut o explicare ție, domnului Mihail, inclusiv prin rapoartele noastre de activitate cu privire la acest mult discutat contract de concesiune. N-aș vrea să intru foarte mult în amănunte, dar domnul consilier trebuie să-și reamintească că, deși acest pionerat până la urmă nu s-a soldat cu rezultatul pe care ni l-am dorit, au fost 4 ani în care Consiliul Județean nu a plătit absolut nimic pentru aeroportul Bacău în ceea ce privește cheltuielile de administrare. 2. De pe urma acestui contract, în afara acestor cheltuieli de administrare, care au însemnat, bineînțeles, și salarii și impozite și așa mai departe, noi am rămas cu o pistă recondiționată, domnul consilier, care ne-a ajutat până în aceste zile și ne mai ajută încă până vom reuși să implementăm contractul, proiectul cel de-al doilea cu reabilitarea pistei. Această reabilitare ne-a ajutat să operăm și să fim, așa cum ați menționat dumneavoastră, într-adevăr, inițial pe locul 1, astăzi, din păcate, într-adevăr, pe locul 2, pe locul 3, Suceava nu este și nici nu va fi niciodată înaintea noastră și acest lucru o să-l vedeți și dumneavoastră în măsura în care ne ținem toți cei care suntem la această masă, dar inclusiv, dar în mod deosebit noi ca administrativ aeroportuar, de proiectele pe care ne le-am propus.
După cum ați văzut, primul proiect se află într-o fază de final. Noi ne străduim să punem la masă acest al doilea colaborator al nostru de maximă importanță, și anume Romanța, care are un specific deosebit și lucrările de finalizare a turnului de control și a părții tehnice a rutei care se află la Bacău nu sunt foarte ușor de coordonat și termenele sunt un pic avansate, dar nu din cauza noastră și noi am venit cu explicații din acest punct de vedere. Dar acest proiect se va finaliza și este meritul tuturor consilierilor, echipei, fostei echipe a Consiliului Județean și actualei echipe, pentru că suntem foarte focalizați, suntem focalizați pe rezolvarea acestui proiect. Și cel de-al treilea obiectiv rămas de la concesionar, pe care iar nu l-aș neglija, este o platformă de avioane. Cea veche pe care o aveam, era imposibil de a mai gestiona un draft, nici măcar la nivelul celui vechi pe care l-aveam. Platformă pe o suprafață de 2 hectare și care în același timp are o capacitate portantă suficient de mare, în așa fel încât să găzduiască avioane de mare capacitate. Din punct de vedere al aspectelor pe care le-am mai avut de reglementat cu concesionarul, noi le-am dus pe toate în instanță și le-am câștigat. Este adevărat că nu este vina aeroportului Bacău, nici a consilierilor, pentru, să spunem așa, diverse probleme financiare pe care le-au avut cei care au asigurat, că nu ne-am luat asigurare la nivelul pe care l-am avut, dar tot ceea ce înseamnă restul, să spunem așa, sumelor restante și alte aspecte legate chiar și de contracte de muncă, noi le-am câștigat pe toate în instanță și o să vă facem și dumneavoastră o informare mai amănunțită în cazul în care doriți acest lucru. O reinformare, să spunem, pentru că n-aș vrea să insist foarte mult asupra aspectelor legate de concesiune care s-au închis. A fost un pionerat pe care ne l-am asumat cu toți, iar la momentul în care Iașul a avut, să spunem așa, un parcurs foarte lin, e adevărat că noi l-am avut în ministrul transporturilor de partea noastră, ca să spunem așa, și nu l-am avut nici mai departe. E o chestiune pe care cred că trebuie să o recunoaștem și să o spunem cu punct și cu virgulă. Plus condițiile prin care se accesează astăzi fondurile europene sunt mult, mult mai complexe și v-aș reaminti doar parcursul pe care îl avem din anul 2014 cu Comisia Europeană. Nu este un parcurs foarte ușor. Aici chiar aș vrea să vă fac o detaliere a acestui subiect, poate separat, și la fel cum sunteți bătăios în ședințele de Consiliu Județean, nu m-aș aștepta să fiți la fel de bătăios cu mine și în raporturile Comisiei Europeană. Dacă domnul președinte o să agreze, o să vă luăm cu noi data viitoare și la Comisia de la Bruxelles o să vedeți cum se pune acolo problema în ceea ce privește ajutorul pe care o comunitate locală, când îl dă unui aeroport, este destul de complicat să încerci să-i convingi că sunt banii comunității. Din punctul de vedere al operatorilor aeroportuari, da, aveți dreptate, într-adevăr, că la ora aceasta funcționează pe aeroportul Bacău doar compania aeriană desprinsă din vechiul concesionar, și aici o să vă fac o informare separată, pentru că nu mai are nicio legătură cu fostul acționar al companiei care a concesionat aeroportul Bacău. Vreau doar să vă spun în felul următor și insist, deși nu trebuie neapărat să fie un merit, trebuie să fie o normalitate. Noi, aeroportul Bacău, în afară de această contribuție pe care dumneavoastră o aveți la investiție, suntem singurul aeroport, și o să vă rog să verificați acest lucru, din țară, în afara celor foarte mari, bineînțeles Cluj, vorbim de Cluj și Otopeni, vorbim de alte cifre, care nu a venit să solicite bani pentru cheltuielile administrare la Consiliul Județean. Să știți că Iașu n-a mai făcut-o în momentul în care a depășit acest prag de 1 milion de pasageri. El chiar și când era în ipostaza noastră, adică l-a avut și a capul și el, firesc, 300-400.000 de pasageri, să știți că a solicitat bani de la Consiliul Județean. Nu facem un titlu de glorie din acest lucru, dar doar am vrut să vă spun că în ceea ce privește echipa de la aeroport, cheltuielile administrative, și cred că v-ați săturat de mine tot povestindu-vă de fenomenala mașină de pompieri care la aeroport costă 600.000 de euro, da? O plătim din banii noștri și salariile și toate celelalte cheltuieli administrative care în viața costă și noastră știți foarte bine acest lucru. Compania aeriană Blue Air, într-adevăr, este singurul care la această oră operează pe aeroportul
Bacău. Noi avem discuții cu Izerul de 2 ani de zile, ei vin măcar de 2 sau de 3 ori pe an. Din păcate, pista, starea pistei nu permite avioane de capacitate celor pe care le operează Uizerul, deși noi aici am avut o discuție cu dumnealor, este mai mult o chestie de politică a companiei care în momentul în care vine la discuții își ia în calcul tot ceea ce înseamnă infrastructură, iar pe o pistă de 20 PCN, cum vă spunea domnul președinte, vă rog să mă spună, domnul președinte, să în spatele noastră, nu permite, nu le permite ca și politică să vină, da, da. Și martor la discuții au fost și colegii mei, noi în discuțiile pe care le-am avut cu Uizerul, a zis Uizerul că acest lucru nu o să-l mai recunoască după aceea în negocieri, dar ne-a spus că dacă ar fi să aleagă mâine dimineață cu o infrastructură foarte bună și pe o poziționare a unui aeroport, ar veni fără niciun fel de discuții la negocieri cu aeroportul Bacău în primul rând. Aici va trebui să ne facem niște calcule legate de taxe, pentru că cu siguranță va fi nevoie să umblăm la el. Vestitul Tarom, dacă vreți să discutăm despre Tarom, Tarom, compania aeriană românească, nu trebuie să fac eu o descriere, nici nu ne facem nici eu, nici dumneavoastră vinovați de marile succese ale lui Tarom, care este o companie nu low cost și care, la fel, a mers pe foarte multe aeroporturi mai mult prin prisma unui lobby făcut de diversi factori, nu știu, aici n-aș vrea să fiu chiar prea subiectivă, dar discuții noi am avut și cu Taromul, dar Taromul a spus așa, în primul rând și în primul rând va trebui să ne modernizăm tot ceea ce înseamnă terminal, azi le-am modernizat, pentru că specificul pasagerilor care utilizează compania Tarom este un tip de pasager, să spunem, mai pretențios și aveau nevoie de un terminal cu mult mai multă prestanță decât cel pe care l-aveam noi. Dar Taromul, și aici o să vă dau din curte, eu sunt și vicepreședinte la Asociația Aeroporturilor și o să vă spun că la una din ședințele cu Asociația Aeroporturilor, Taromul s-a prezentat la această ședință și a solicitat directorilor de aeroporturi să se mai gândească un pic la tarife și să le lasă un pic mai sus, pentru că ar trebui să nu mai permitem acestor low costuri să vină în România și să utilizeze tarife foarte joase. Eu am crezut că nu înțeleg bine prima dată, că practic ceea ce spunea Taron spunea să-i măresc tarifele ca să vină el, pentru că normal vine el pentru că este o companie de stat și la o companie de stat nu întotdeauna te duci și faci niște calcule financiare corespunzătoare. Este efectiv o informație pe care nu am niciun fel de problemă să o recunosc niciun de vis-a-vis de politica Taron. În privința a ceea ce ne doare pe toți vis-a-vis de cursele interne. Ați văzut la Iași, din păcate, cursa vestită și făcută cu mare tantam în București, Iași, Timișoara s-a anulat. Suntem în niște discuții să vedem dacă reușim să o punem pe roate, dar vă spunem din start că nu este o cursă extrem de profitabilă și până la urmă se va face cu niște eforturi, dar nu suntem foarte optimiști că ea va fi o cursă care va fi pusă pe roate. Deci asta în ceea ce privește operatorii aerieni, ca să vă aduc la cunoștință că totuși se fac astfel de discuții. Da, director, și dacă tot ne compară cu alte, să ne compară cu alte aeroporturi, ar fi bine să spuneți aici, prin investiții care am făcut, standard de calitate în domeniul aeronautice, vis-a-vis de celelalte care au termen până în 2019-2020, ceea ce Bacău are astăzi. Suntem singurul aeroport care avem astăzi un echipament de procesare bagaje standard 3, însemnând controlul bagajelor de cale la cel mai înalt nivel, standard care va intra în funcțiune undeva la nivelul anilor, sfârșitul anului 2019, începutul anului 2020, aparat care a costat undeva în jur de 1.300.000 de euro din întreaga investiție, nu mai spun de restul aparaturii, și care implementarea modului cum se utilizează acest aparat permite astăzi procesarea bagajelor la un cu totul alt nivel, de fapt inexistent nici în celelalte aeroporturi. Investiția, vreau să spun de la aeroport, dar aș vrea să mai fac o paranteză aici, îmi cer scuze, sunt un pic pasională poate vis-a-vis de acest subiect, dacă e să-mi spune să mă opresc, să mă opresc, doar, vreau doar să vă mai spun în felul următor, vis-a-vis de acest nou obiectiv,
Sunt convinsă că sunt asentimentul domnului președinte, absolut fiecare consilier va fi invitat la inaugurarea finală a acestui obiectiv, pentru că am auzit că există supărări. Noi n-am inaugurat acest obiectiv, doar am făcut recepția terminalului, pentru că finalul investiției va fi undeva în sfârșitul lui aprilie. Vis-a-vis de noul terminal, nu o spun eu, că noi suntem foarte subiectiv, o spun toți ceilalți factori care au parcurs și au certificat. Zilele trecute a fost și comisia de certificare a noastră ca aeroport internațional. Este unul dintre cele mai moderne terminale din țară și nu cât contează poate faptul că este modern, dar este extrem de funcțional și pune la dispoziția și celorlalți colaboratori condiții de lucru, nu numai de superioare celor vechi, dar cu siguranță printre cele mai bune din țară. Îmi doresc ca tot ceea ce am spus, măcar dintr-un anumit punct de vedere, să vă fost lămuritor, dar dacă o să considerați necesar că trebuie să mai facem un raport poate mai complex vis-a-vis de toate aceste aspecte, care într-adevăr nu sunt cunoscute, relația cu operatorii, taxe, tarife, modul cum se joacă acești operatori pe piața aeroporturilor legat de tarife și de modul în care acced la a opera pe un aeroport, o să o fac cu mare drag, numai să fiți dumneavoastră convinși că ceea ce aprobați, ceea ce votați și în ce v-ați pus semnătura, eu din punctul meu de vedere mă străduiesc. Nu sunt niște indicatori, să știți că îmi vine și mie așa în flex, mai plastic spus, fiecare insucces sau prag pe care l-am coborât, dar până la urmă știți că noi am făcut acest aeroport pornind de la terminal, dar aviația se face cu pistă în primul rând. Noi ne-am dorit să punem oamenilor, pasagerilor, comunității un terminal modern, dar dacă ar fi fost să fim mai practici, poate ar fi trebuit să începem cu pista și să-i mai înghesuim în terminalul ăla vechi, chiar dacă nu erau chiar foarte mulțumiți. Dacă eu am mulțumim. Speranțe, fiind în master plan, că vom... Mulțumim, doamna director. Ceea ce a mai rămas, vreau să vă spun că am fost personal pe șantier. Sunt lucrări de finețe, de o mare finețe, de o mare complexitate, unde nu trebuie să existe nici măcar un fir de praf. Am văzut în ce condiții, deci e nevoie de o sincronizare și de o corelare, eventual cu ceilalți furnizori de prestatorii de servicii și cu constructorii de acolo. Deci, eu înțeleg foarte bine pe doamna director, pentru că nu poți, în această activitate, nu e curat numai de pasiune, pui mult suflet în ceea ce face și cred că cu toții ne regăsim în acest obiectiv și această poartă de intrare a județului Bacău. Dacă doamna, da, foarte scurt, dacă mai... Domnul consilier Mihail spunea că rezultatele de la aeroport nu sunt pe măsura așteptărilor. Și de acord cu dânsul, pentru că în nicio întreprindere nu putem să fim mulțumiți în totalitate de tot ce s-a realizat. Dar să nu uităm că în ultimii ani s-a început și se continuă modernizarea acestui aeroport, ținând cont de greutățile pe care le-a avut cu vechiul concesionar. Deci să nu uităm acest lucru. Pentru că acest lucru a întârziat oarecum realizarea modernizării. Și conducerea instituției împreună cu echipa am reușit să atragă pe lângă fondurile județene și fonduri europene. Iar dacă ne comparăm cu Iașul, mi se pare nedrept. Iașul este al doilea oraș ca mărime a populației din țară, iar Bacău este și el la... Eu știu... Da, mulțumesc, doamna. Mai e rămâne de văzut așa, că sunt vreo 5 ani, deci, atunci am mai discutat. Să apreciem ceea ce s-a făcut și eforturile realizate de această echipă de conducere. Ok, mulțumesc. Mai vrea cineva să intervină? Eu vă propun să încheiem aici și să vă supun la vot proiectul de hotărâre cu actualizarea indicatorilor tehnice economice la aeroport. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Împotrivă? Nu. Abțineri? Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi, am să rog doamna director Mitrea să dea citire expunere de motive cu privire la aprobarea bugetului propriu a județului. Proiectul bugetului pentru anul 2018, pe care îl spuneți la acest și aprobarea astăzi, a fost fundamentat în conformitate cu legea 273/2006 privind finanțele publice locale, comunitări și comunitări. Deci, am putut testa
pentru anul 2018, bugetul de reducere de la județul Patru și de reducere financiare, care trebuie să asigure finanțarea planului propriu și a celor 21 de instituții subordonate. Proiecția bugetară pentru anul 2018 și pentru perioada 2018-2020 a fost finalizată cu respectarea planului fiscalului general, în termen de mediu, de respectare cu toată lista de masă economică și socială pentru anul bugetarul 2018, precum și estimarea pentru următorii 3 ani. Proiectul de zice pentru anul 2018 este în 2000 resurse de finanțare, iar în fiecare resurse de finanțare, ca un anul 2018, la bugetul de Doamna director, vă rog, dați... Acest
acest deficit care este, cu care este proiectat bugetul, el va fi acoperit în execuție, deci doar în execuție, din excedentul anilor anteriori. Legea ne permite, de fapt ne și obligă să facem bugetul cu deficit acolo unde el este acoperitor din excedentul anilor precedenți. Da. Este prezentată la raport. Dacă fost da, mulțumesc. Mulțumesc, da. Domnul Bolteanu. Mulțumesc. Ținând cont că în comisie ați dezbătut, aș vrea intervenția noastră să fie succinte și la obiect. Domnule președinte, dragi colegi, momentul bilanț, bugetul este cel mai important din activitatea unei instituții de administrație publice și în orice instituție. Pentru că el prefigurează ce urmărim în anul pe care urmează să-l parcurgem și totodată dă seama de ce s-a realizat în trecut. Uitându-mă așa, la modul general asupra acestui buget, îl apreciez ca nerealist și sărac. Nerealist pentru că el pleacă de la niște premize care deja la o lună și ceva de la adoptarea bugetului de stat se dovedesc depășite. Răspund cum s-a calculat bugetul de stat. A plecat de la un plus euro 4,55 lei. Astăzi euro este 4,62. A plecat de la o inflație de 3,1. Pe luna ianuarie s-a raportat inflația 4,3, cea mai mare din iulie 2013 până acum. Deci iată că deja s-a rupt de realitate acest buget. Bugetul de stat și ca o continuare a lui bugetul județean. Sărac, pentru că, din nefericire, semnalul de alarmă care l-am tras în luna noiembrie, când vă rugam să interveniți pe lângă parlamentarii puterii, să aprobe acel amendament care trecuse atunci în comisie cu sprijinul actualului ministru de finanțe, domnul Eugen Teodorovici, spuneam că atunci acel amendament prevedea ca 100% din impozitul pe venit colectat în administrațiile locale să rămână la administrațiile locale. A fost respins amendamentul și consecința au scăzut veniturile din cote de facade din impozitul pe venit. Anul trecut aveam 80.900.000 de lei din cote, din aceste cote, acum avem 58.646. Deci, iată o scădere de peste 20.000 de lei. Adică 20 de milioane. Aproape 4 milioane de euro, mai puțin. Acum, intrând în detalii, noi liberalii, ca membri a unui partid care are vocația dezvoltării, a progresului, a creșterii nivelului de trai prin muncă, vrem să facem câteva amendamente, pentru că am observat că la investiții lipsesc proiecte care credem noi că în anul acesta trebuiau să se regăsească. Și ce ele țin de creșterea, de crearea premizelor pentru creșterea numărului de locuri de muncă, și o surpriză neplăcută, n-am constatat în buget o finanțare pentru acțiunile centenarului. Poate n-am văzut eu. M-am tot uitat pe aceste investiții, pe aceste cheltuieli. De aceea, spuneam, avem nevoie de cât mai multe locuri de muncă. Este singura modalitate prin care putem crește venitul de la buget. Lărgim baza de impozitare, lărgim numărul celor care contribuie la buget, avem bugete mai mari, putem să ne dezvoltăm.
pentru asta. Apropo, era o opinie generală că noi, Bacău, suntem așa un nod logistic pentru regiunea de nord-est. Vă spun că nu ne așteaptă investitorii ca să ne trezim noi și să creăm condiții pentru acest lucru. Mergând spre Iași, acum două săptămâni, am văzut că la Roman se construiește o mare structură logistică pentru Lidl, s-a făcut deja una pentru Profi, deci oamenii se duc acolo unde există un mediu propice, unde avem o administrație pro-business. Pentru că administrațiile sunt obligate să facă facilități pentru investitori. Acum, în concret, propunem includerea un amendament la investiții, includerea în programul de investiții a unui studiu de pretezabilitate pentru realizarea unei zone economice libere la lângă aeroportul Bacău. S-a vorbit aici de aeroport, s-au spus lucruri care ne bucură, de proiecte care cresc capacitatea portantă, asta înseamnă că vom putea acolo să facem și acel transport cargo și credem că acolo este locul unei zone libere. Prin zonă liberă atragem investitori, creăm locuri de muncă, cresc exporturile, se asigură investiții în tehnologie. În altă. Pentru asta, suma pe care o propunem noi să fie alocată acestui studiu de pretezabilitate de 50.000 de lei, care vor fi luată la capitolul 51.02.71 Autorități Publice, unde este prevăzut o achiziție de telefon în sumă de 500.000 de lei. Deci diminuarea cu 50.000 de lei pentru studiul de pretezabilitate pentru zona economică liberă aeroport Bacău. De asemenea, credem că noi, Consiliul Județean, trebuie să avem inițiativa de a edifica, de a realiza parcuri industriale pe fostele platforme industriale din județ, care se degradează dacă nu sunt valorificate. De aceea propunem studii de oportunitate pentru parc industrial Bacău, parc industrial Bucuș, parc industrial Comănești și alocarea sumei de 50.000 de lei pentru aceste studii de oportunitate. Din același capitol, 51.02.71. De asemenea, după cum ați văzut și în raportul președintelui, avem un proiect privind realizarea unui parc științific și tehnologic la Onești, TechnoCity Onești. Scrisoarea de intenție a fost acceptată de Agenția de Dezvoltare Regională în Nord-Est la o întâlnire la care au fost și reprezentanții Uniunii Europene, a fost elogiat și singura inițiativă de acest gen menționată acolo. Noi suntem parteneri împreună cu Camera de Comerț, Primăria Onești, Universitatea Vasile Alexandrii, Institutul de Cercetări Macromoleculare Petru Poni, Universitatea Tehnică, Institutul de Fizică Tehnică Aplicată Iași și Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache Iași. E păcat să arătăm această oportunitate. Într-o lună, două, se lansează ghidul. Trebuie să avem poziție bugetară pentru această investiție. Pentru această investiție, pentru studiul de pretezabilitate, iarăși 50.000 de lei de la același capitol. Am văzut și m-am bucurat să găsesc pe lista de investiții construire, terminal multimodal Bacău, documentații tehnico-economice, cheltuieli conexe. Vreau să fac aici o propunere, dacă este vorba de acel terminal care se regăsește și în master planul general pentru transport, ar trebui să regândim și acela este amplasat în vecinătatea gării CF, ar trebui regândit și amplasat în vecinătatea aeroportului. Am legat cea de-a treia cale de transport la cele două existente, auto și CF. Ar fi un terminal multimodal, auto, CF,
aer. Și în felul ăsta mi-am asigurat o complementaritate a aeroportului pe zona cargo. Cât privește centenarul, vin cu un proiect care, pe care am aflat la evenimentul din august, când am sărbătorit pe Coșna bătălia care a avut acolo. De la un colonel în retragere, domnul Gheorghe Pavel, am aflat o inițiativă care mi s-a părut interesantă și o pun în discuție și vreau să fie inclus în buget cu un concurs de idei și soluții de arhitectură pentru realizarea unui mauzoleu pe vârful Coșna. Mauzoleul Oitus. După cum știți, în primul război mondial au fost trei borne istorice care au salvat statul român. Mărești, Mărășești, Oitus. Din aceste trei, Măreștiul are mauzoleu, Mărășești are mauzoleu, Oitusul nu are mauzoleu. În felul ăsta ne-am arătat recunoștința față de cei care au murit pentru noi și totodată am pune Bacăul în poziția care o merită. Pentru că a fost una din porțile de oțel care nu a permis dușmanului să ocupe țara. Și pentru asta, cred că ar fi oportun alocarea sumei de 100.000 de lei de la capitolul 67.02.71, cultură de creiere și religie, executări lucrări Catedrala Ortodoxă în Înălțarea Neamului, unde există alocată o sumă de 19.971. Acestea sunt propunerile grupului liberal pe care le susținem și le înaintăm. Mulțumesc! Da, v-ați îndeplinit sarcina de partid, adică ați luat cuvântul aici. Îmi pare rău că în comisiile de specialitate nu ați avut nicio întrebare și nu ați cerut aceste clarificări. Vis-a-vis de tot ce ați prezentat aici, ele sunt prinse, să știți, în buget și le vom lua, da, dacă avem timp, probabil, tot weekendul. Dacă asta doriți și n-ați avut timp și eu cred că e ultima oară când mai accept, dacă nu sunt discuții și nu se clarifică în comisii, nu intervenim în plen pentru a cere clarificări tehnice care trebuiau să se facă în comisii. Deci, vis-a-vis de aceste investiții, ele sunt discutate de anul trecut, sunt prinse, sunt ghiduri de finanțare, atât în zona aeroport tip cargo, sunt scrisori de intenții și există ghid de finanțare și sunt discuții înaintea și ele sunt prinse, legat de intermodalul acesta cu conexiuni legate de cale ferată și astea, ele sunt chiar înaintate aceste discuții. Am avut întâlniri și cu primăria și cu cei de la CFR și cu prefectura și cu cei de la Aerostat vis-a-vis de conectivitate. S-a pus la dispoziție, am găsit o variantă, să mai căutăm încă două variante de teren, o variantă în care primăria municipiului Bacău a pus la dispoziție 20 de hectare pentru acest intermodal de transport tip marfă, în care să fie cu conexiuni CFR, drum național, drum european, la viitoare autostradă și la, pe partea fluvială la Bistrița și Siret. Deci, aceste discuții sunt prinse în buget. Îmi pare rău că v-ați uitat doar în mare și n-ați dorit să ceriți clarificări și să intrați puțin în profunzimea bugetului. Legat de centenar, au fost două lansări de, și finanțări de la guvern și există un departament al centenarului. Bacău este aici prin finanțările obținute la prima sesiune, 62 de proiecte din 92, este adevărat cu prioritate pe reabilitarea, în primul rând, reabilitarea acestor monumente istorice care Bacău a avut un rol esențial în, acum 100 de ani, la, când am sărbătorit centenarul primului război mondial. Nu puteam vorbi azi de centenarul Marii Unii, dacă nu era frontul de aici, din zona Bacău, Oitus, Coșnea, Mărășești.
Sunt astfel de proiecte, au fost lansate, mai este o sesiune acum în februarie pe care noi am pregătit-o să mai trimitem acest lucru, fiecare unitate administrativă teritorială, fiecare asociație a putut face un proiect și a putut înainta către finanțare. Am făcut întâlniri de genul acesta în care am unit pe toți factorii, atât din societatea civilă cât și nea, am făcut, să zicem așa, o selecție a proiectelor mari care visează Centenarul Mariunii și pe care l-am trimis. În buget este prinsă o sumă mai mare pentru astfel de activități, să știți, și cu atât mai mult, ținând cont de, și pentru societatea civilă, este o sumă mai, un buget mai mare, mă refer aici la cea în care Consiliul Județean are cadrul legal, legea 350, de la 600 la un milion. Deci, iată, e o suplimentare de 400, tocmai având în vedere activitățile legate de centenar. Îmi pare rău că veniți aici, în Consiliul Județean, încercând să ne dați lecții. Încercând să ne dați lecții. Eu aș avea rugămintea să susțineți, sau dacă nu susțineți, măcar să vă abțineți, pentru că spuneați de un buget sărac și cu obiective realiste. Nu, cu foarte puțin timp în urmă, ne uităm la o administrație condusă de Partidul Liberal, administrația Stavarache, în care cu un buget foarte bogat, acum niște obiective care pare rău, dacă vă cer acum nu puteți să spuneți vreunul finalizat. Și iată că bugetul județului, dar în principiu bugetul municipiului este afectat, cu 30 de milioane astăzi, adică cu 300 de miliarde de lei, pentru că au rămas 600 de miliarde de cheltuiți la sfârșitul anului 2016. Oare nu este păcat? 600 de miliarde, asta nu este, este o crimă fiscală. Tot vorbim de revoluția fiscală, că n-a adus bani la buget, iar bugetul județului Bacău, să știți că în ultimii 10 ani de zile, e cel mai, acum pe noua repartizare, este cel mai bogat. Și aș ruga-o pe doamna director să spună care sunt cifrele care le-am primit noi, comparativ cu ultimii 2 ani, anul acesta. Vă rog, vă rog, menționați-le. Nu am anume datele. Dar spuneți, că le știți. Din memorie, anul acesta, față de anul precedent, bugetul județului, alocările de la bugetul de stat, bugetul propriu al județului, au crescut cu aproximativ 150 de milioane de lei. La fel, anul trecut, față de anul precedent, alocările au fost mai mari. Adică trendul a fost crescător în fiecare an, față de anul precedent. Am fost și noi foarte atenți, ceea ce apare pe sticlă și tot că bugetele vor fi afectate după primul apar mai puțin. Este adevărat că unele UAF-uri au primit bani mai puțin datorită unui excedent. Unele, nu s-a făcut probabil o analiză atât de în profunzimea acestui excedent, dar, pe total, și la alocările privind, și o să discutăm la momentul potrivit, la punctul de pe ordinea de zi potrivit, chiar și acolo la bugetele repartizate, adică sumele repartizate de la bugetul de stat către UAT-uri pentru județul Bacău, totalizând, ținând cont de această penalizare de 30 de milioane, adică de 300 de miliarde de lei, cu toate acestea, Bacău a primit cu 72 de miliarde mai mult față de anul trecut. A repartizat mai mult prin bugetul de stat, prin legea bugetului, și e o sumă mai mică, e adevărat, pentru echilibrare pe care o are la dispoziție Consiliul Județean pentru echilibrarea UAT-ului. Dar vom discuta la punctul respectiv. Domnul Groșan. Pe procedură aș vrea să abordez un subiect, pentru că nu e pentru prima oară când invocați acest lucru. Vreau să subliniez faptul că activitatea în Comisia de Specialitate este o activitate de informare. Votul în Comisie este unul consultativ. Plenul Consiliului Județean este forul decizional. În urmare, este dreptul nostru de a veni în plenul Consiliului Județean și de a susține orice idee, orice amendament, considerăm noi de cuvință. În urmare, îmi rugăm foarte mult să spuneți la vot amendamentele pe care le-a făcut și să trecem la votul. Dacă îmi permiteți. Nu m-am referit la amendamentele care le-ați făcut, m-am referit la faptul că nu ați avut cunoștință de, și n-ați intrat în profundere și n-ați spus nicio întrebare, că
Cu siguranță, amendamentele nu mai erau acum astfel. Pentru că este firesc să existe această situație, pentru că între ședința de comisie de specialitate și există o diferență de timp, de una, două, chiar trei zile. Perioada în care avem tot timpul să ne informăm și să venim în plenul ședinței de Consiliu Județean cu propuneri bine fundamentate. Dar dacă vrem de și noi. Vă rog, nu, v-am dat voie să mai ascultăm și alți colegi, domnul Ocan, să nu monopolizăm discuția. V-am ascultat, vom supune la vot amendament. Domnul președinte, dreptul de a vorbi nu poate la nimeni. Vă rog, pentru democrație nu ia nimeni. Toată lumea are drept. Sigur, în sala asta, și eu am drept, și sigur că ai din colegii noștri. Dacă aș acorda, foarte scurt, domnul Ocan. Dacă aș acorda la atâta dumneavoastră, așa, problema, aș spune, v-ați făcut și dumneavoastră sarcina de patru. Nu. Eu mi-am făcut sarcina voastră de cetățenii Bacău. Și totdeauna asta fac. Și toți membrii Partidului Național Liberal asta fac. În primul rând suntem bacăoani și suntem liberali pentru că avem o anumită viziune despre societate, despre felul în care trebuie administrată și cum este condusă societatea. Domnule consilier, am impresia că de aduceți o gravă jignire. Adică eu, dacă sunt social-democrat, am viziune? Ba da, aveți. Păi da. Și alte viziuni față de noi. Vă respect viziunea noastră. Vă rog să mă respectați, colegi. În cei 5-6 ani de când activez în Consiliul Județean, n-am jignit pe nimeni niciodată. Este o caracteristică. Punctual, vă rog frumos, fără să mă respectați. Punctual, care este întrebarea? Punctual. Ați invocat moștenirea de la Stavarache. Aici stăm într-o moștenire de la Stavarache. Aici. Altfel nu știu unde țineam ședința asta. Mulțumesc. Bine. Eu vreau să ajungem la pe că e studat pe asta. Da, domnul Cauti și domnul Grăneanu. Da, vreau să fac o clarificare. Din punctul meu de vedere, în sens că domnul Oteanu s-a simțit și domnul Minoșanu s-au simțit puțin cum se întâmplă procedură. Dar domnul președinte, mie și sunt minte că nu e prima dată, când am făcut această precizare și nu s-au făcut intervenții, domnul s-a spus la toate problemele grele. Să se încerce să fie soluționat din comisie și mie să facă acolo în comisie poate fi soluționată. Suntem un grup de 5-6-7 că suntem acolo. Trebuie să participăm activ. Asta e bumba mare. Nu participăm activ. Nu? Poate chiar și fizic nu suntem. De multe ori. Asta este altceva. Deci, și acolo, și problemele care nu sunt soluționate, neclarificate în comisie, în prezența directorului, îl invităm. Noi așa am avut de multe ori așa facem. Problemele, invităm cei din domeniul tehnic, stăm de vorbă cu ei și marea majoritate a problemelor clarificăm. De aceea nici nu intervenim ca să ținem blocat atâta timp acest microfon. Eu, după zile, știu Consiliul Județean și sincer, vă spun, mă bucur când particip la aceste ședințe și faptul că sunt consilier, că sunt la PSD, asta este altceva. Trebuie să fii politic sau independent. Dar eu consider aici respectul care îl avem unul față de altul. Și este sincer. Cu mici excepții, la noi este un forum academic, dacă este permis, să nu fie, să nu considerați o chestie din favoare sau de amabis. Dar așa este. Noi ne respectăm între noi. Nu pot fi de acord. Viziunea liberală este, dar și eu n-am și nu am viziune, dar nu vreau să o scot în evidență acum, prin ceea ce facem noi. Asta fac. Când se mai greșește, se greșește. Este adevărat. Stau aici, spuneți dumneavoastră că a pus aici apeala de temenică. Sigur, eu cunosc ce a făcut Stau aici foarte, foarte bine. Pentru mai mult decât mulți dintre noi care suntem prezenți. Și, dar gândiți-vă că și Consiliul Județean de alte zile potențează. Și avem și dreptul și noi să stăm la această. Și-a pus terenul la discuție. Terenul este aproximativ. Dar nu vreau să intrăm în această discuție, stimați colegi. Domnul Grăneanu. Mulțumesc, domnul Cauti. Domnul Grăneanu. Terenul. Da, foarte.
pe scurt, nu vreau să îndiu prea mult această discuție. Diferența între noi și dumneavoastră, domnul Olteanu, că noi chiar facem, fiind la guvernarea acestui județ și am făcut atâtea lucruri și se fac și se văd, nu asta vreau să faceți problemă în părere. Asta e diferența. Doi. Deci noi, efectiv, facem în aplicare tot ce am hotărât și pun ca și executiv, dar ca și partid, ca sau alianță de partid, ca și conducem acest județ. Nu asta vreau să faceți propuneri. Foarte bine. E frumos, vă voi să fac propuneri. Să propune de partid. Doi. Dar cred că consultați din când în când pe mama Omida. Pentru că vedeți și ne spuneți că știți deja care va fi cursul la sfârșitul acestui an sau în timpul anului. Noi nu vorbim de cursul la începutul anului. Vom vedea ce va fi. Cum să vrea, domnule? Nu, dar dacă să ne ascultați, vorba de concursul pe care s-a stabilit la fundamentarea bugetului, la stabilit, sau mă rog, la evaluat, Ministerul de Finanțe și Cetării și Banca Națională cea mai departe. Păi nu, numai dacă o consultăm pe mamă, mii n-aș știm, pentru că noi vreau să fie cursul 470 sau 400. Vă mulțumesc. Dar mulțumesc. Mai vreau să fac două precizări, atât una legată de locuri de muncă și de tot ce eu vreau, din punct de vedere al strategiei și al confidențialității, până când nu se concretizează ceva, nu vreau să dau amănunte. În urma prezentării județului Bacău la Expo Real, vreau să spun că am început să primim solicitări de a fi vizitați și e vorba de niște, unități de producție și se caută teren și cu toate utilitățile în acest sens. Vom avea loc deja, am stabilit câteva întâlniri, dar în momentul în care se va concretiza, vrem aduce la cunoștință. Din punct de vedere strategic, pentru a nu, așa, și cred că înțelege toată lumea, nu vreau să merg mai departe. Ne bucură că, iată, au început să vină semnale în acest sens și suntem căutați și doresc să investească aici în județ. De asemenea, aș vrea, iarăși vin în acest buget, așa cum a fost pus pe site și a fost în dezbatere publică. Nimeni dintre dumneavoastră, care sunteți foarte vehemenți astăzi, nu ați venit cu un amendament atât timp cât a fost în perioada de dezbatere publică. Puteați și ați avut acest drept. De ce astăzi, aici, în plen, veniți cu aceste amendamente? E o întrebare care... Deci vreau să fiți activi, este adevărat, să vă implicați. Dar veniți, domnule, când este chemă, e pus bugetul spre dezbatere, proiectul de buget. După aceea se discută în comisie. Există acest timp. Și vă stă la dispoziție tot aparatul de specialitate, unității subordonate pentru a vă aduce toate elementele și toate informațiile cerute, tocmai pentru a veni în fața plenului cu un buget cât mai, un proiect de buget cât mai bun. Sigur, în funcție de resursele financiare care le avem. Deci, îmi pare rău că prin prezentarea asta face o dezinformare asupra cetățeanului Bacău, că avem bani mai puțin de la bugetul de stat. Fals, iată că sunt bani mai mulți, că sunt bani mai puțin de la bugetul de stat prin noua revoluție fiscală către unitățile administrative teritoriale, nu este adevărat. Ați văzut că sunt mai mulți. Este adevărat că bugetul Consiliului Județean a primit pentru echilibrare o sumă mai mică față de anul trecut. Așa este, dar una peste alta bugetul a primit mai mult și sigur vom interveni acolo pentru a reechilibra, pentru că asta e suma, pentru reechilibrarea bugetului, pentru ținând cont de bugetul de funcționare, cu bugetul minim de funcționare și după aceea, sigur, de alierate și partea de cofinanțare pe proiect. Dar o să le discutăm la momentul potrivit. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, eu vreau să ne oprim aici și cu acest punct și să vă supun spre aprobare. Vreau să fac, să supun amendamentul făcut de domnul Cezar Olteanu, domnul consilier Cezar Olteanu, în numele grupului de consilieri județeni PNL. Vă supun spre aprobare, aprobarea bugetului cu amendamentele făcute de domnul... Întâi amendamentele. Cu amendamentele făcute de domnul Cezar Olteanu.
Cine este de acord să voteze bugetul cu amendamentele făcute de domnul Oteanu? Vă rog. Vă rog, secretarul tehnic, aș ruga să numere voturile și nominalizarea. 11. Da. 11 voturi pentru. Acum vă supun la vot bugetul în forma prezentată. Am apă, sigur, cu toate comisii și cu toate comentarii. Cine este pentru? Vă rog să numărați 20. Votul. 25. Deci 25 de voturi pentru, în forma prezentată. Deci s-a aprobat bugetul așa cum a fost prezentat. Dacă sunt abțineri, nicio abținere. Vă mulțumesc. Mergem la următorul punct al ordinii de zi. Se referă la da, mulțumim colegilor, directorilor din unitățile subordonate. Pot să se retragă dacă nu mai au nimic la ordinea de zi. Mulțumesc! Proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Hotel Central, teren și construcție, parte componentă a monumentului istoric Hotel Atene Palace și Teatru Mărești, Astea, Bacău și Hotel Central, situat în strada Nicolae Băcescu numărul 8, în prezent strada Ierni numărul 7. Deci știm, am primit această înștiințare, desemnată de, în calitate de lichidator judiciar. După cum rezultă din documentația înaintată de Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, imobilul este alcătuit din teren și construcție așa cum reiese din cartea funciară. Imobilul este înscris în lista monumentelor istorice, aprobat în ordinul Ministrului Culturii. Legea privind protejarea monumentelor istorice republicată comunitului prevede că monumentele sunt aflate în proprietatea persoanelor fizice sau jur de drept privat pot fi vândute numai în condiții exercitării dreptului de preemțiune al statului român prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și-o exercitat, nu? Sau nu și-o exercitat dreptul pentru monumente istorice clasate în grupa A sau prin servicii publice deconcentrate al Ministerului Culturii pentru monumente istorice din grupa B. Iar la articolul 4, litera alineatul 8, prevede că dacă nu își exercită dreptul de preemțiune, acest drept se transferă autorităților publice locale care pot exercita maxim 5 zile. Și vă informez, pentru că în momentul în care am supus acest proiect la pe ordinea de zi, ieri în ședința Consiliului Local, Consiliul Local și-a exercitat dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilului Hotel Central, teren și construcții parte componentă a monumentului istoric. Așadar, vă supun spre aprobare neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului. Dacă îmi permite, domnul președinte. Mă împic. Știți că noi întotdeauna am votat împotriva de exercitării dreptului de preemțiune, pentru că considerăm că trebuie să prezentăm patrimoniul, puțin patrimoniul care l-a dreptul. Dar iată că în acest moment suntem în situația de a vota pentru exercitarea, neexercitarea dreptului, pentru că este această s-a manifestat administrația locală autonomă pentru preluarea imobilului. Deci vom vota pentru neexercitarea dreptului de preemțiune. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu vă supun spre vot, neexercitarea dreptului de preemțiune, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt.
Domnul vicepreședinte Pravăț, vă rog următorul punct al ordinii să îl prezentați. Sau următoarele două. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii județene Costa Episcopului de Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău. Prin adresa numărul 15.995, din data de 26.2017, Consiliul Județean Bacău a solicitat conducerii bibliotecii județene transmiterea unei forme revizuite a regulamentului de organizare și funcționare al instituției, întocmit în urma modificării aduse organigramei și a statului de funcții prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 106/2014. Aici de față este și domnul director. Știu că la modificarea acestui regulament s-a avut în vedere și punerea în acord a regulamentului de organizare și funcționare cu legislația muncii și alte norme legale, precum și cu regulamentele instituției publice de cultură la nivel național. Față de cele prezentate, supun spre adoptare proiectului hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii județene, instituția publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Următorul proiect este aprobarea tarifei pentru administrarea școlii culturale de arte și meserii Bacău a unor bunuri imobile aparținând domeniul public al județului Bacău. Consiliul Județean Bacău a aprobat prin hotărârea numărul 10 din 4/2/2008, darea la administrarea unor bunuri imobile aparținând domeniul public, după cum bine știți, pe o durată de 10 ani de zile. Această perioadă a expirat și noi vom supune din nou o perioadă de 11 zile, 11 ani, mă scuzați. Dacă aveți comentarii de acolo, vă spun la vot. Față de cele mai sus prezentate, supun spre aprobare proiectul hotărâre privind aprobarea dării la adresarea Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău a unor bunuri imobile aparținând domeniul public al județului Bacău. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Următorul punct, 23, de fapt, 22 de minute, 23. Așa este? Expunere de 23, că e 3 de la diverse care au intrat înainte. Expunere de motive la proiectul de privind constatarea stingerii dreptului de proprietate publică a județului Bacău asupra bunurilor imobile, construcții, având numerele cadastrale, situate în sat Scariga, comuna Livez, județul Bacău și modificarea contractului de administrare din 2013. Am înregistrat adresa înregistrată la Consiliul Județean, este o solicitare venită din partea comunei Livez, scoaterea din administrarea Consiliului Local Livez a acestor clădiri, ce fac parte din imobilul District Livez și modificarea contractului de administrare încheiat între județul Bacău și Consiliul Local al Comunei Livez. De asemenea, Serviciul Public Județean de Drumuri menționează că districtele, pe lângă faptul că au devenit inutile, se degradează în timp sub influența agenților externi, sunt supuse actelor de vandalism și acțiunilor de sustragere și necesită și costuri suplimentare pentru întreținerea și faza acestora. Comuna Livez atestă faptul că urmarea trecerii timpului și a precipitațiilor produse în anii anteriori până în prezent s-a produs autodemolarea construcțiilor ce fac parte din imobilul District Livez, județul Bacău, înregistrate în cărțile funciare menționate în material. Cu privire la situația expusă, articolul 167 din Codul Civil prevede că dreptul de proprietate publică se stinge dacă bunul a pierit, ori nu, ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul sau interesul public cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Ca urmare a celor prezentate, este necesară constatarea stingerii dreptului de proprietate publică a județului Bacău asupra bunurilor imobile, construcții, având numele cadastrale
cuprinse în material, situate în satul Scariga, comuna Livezi, județul Bacău, și modificarea contractului de administrare încheiată între județul Bacău și Consiliul Local Livezi. Vă supun spre aprobare proiectului de hotărâre privind constatarea stingerii dreptului de proprietate publică a județului Bacău asupra bunurilor imobile. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă nu sunt. Următorul punct al ordinii se referă la acordul de principiu, aprobarea acordului de principiu în vederea schimbării destinației imobilului, clădire secție SIDA, în clădire în care va funcționa secția oncologie medicală în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. În ședințele anterioare am făcut mențiunea aceasta în această clădire. S-a finalizat lucrările de modernizare a noii secții de oncologie medicale. Ca atare, va trebui să schimbăm destinația acestui obiectiv cu denumirea clădire secție SIDA în clădire în clădirea în care va funcționa secția de oncologie medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgențe. Știm cu toții, astăzi funcționează într-un spațiu, sau în cel mai vechi spațiu din cadrul spitalului, care a fost dat în folosință în 1908. Și aici mai funcționează și secții de infecțioase, adulți, psihiatrie, ORL, oftalmologie și farmacia spitalului. Așadar, noua secție îndeplinește toate, sau noul spațiu îndeplinește toate standardele de calitate impuse de domeniu, impuse de în ceea ce privește sănătatea populației. Mai mult decât atât, cu ocazia asta am făcut referire la clădirea veche vineri, cred că a fost, nu vinerea trecută, a fost pe ordinea de zi a Comitetului Tehnic Interministerial. A trecut, a primit avizul. Urmează acum ca Compania Națională de Investiții să treacă la documentația documentația de atribuire și scoaterea la licitație a acestei clădiri. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu în vederea schimbării destinației imobilului, așa cum apare în inventar, clădirii secții SIDA, în clădire în care va funcționa secția oncologie medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotriva. Nu sunt. Următorul punct al ordinii se referă la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia. E vorba de solicitarea doamnei Hazu, care era membru Comisiei, să fie înlocuită cu domnul Bulai Robert Mihail. Este asistent social la Asociația Casa de Copii Sfânta Maria Barați. Motivarea acestei solicitări este faptul că doamna Hazu, care a îndeplinit această misiune de membru al Comisiei, astăzi a primit funcția de director al Asociației și, având în vedere responsabilitățile funcției, consideră că nu mai poate realiza și activitatea din cadrul Comisiei. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind înlocuirea și completarea Comisiei cu noul membru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abținere. Nu sunt. La punctul 26, cred, punctul 26, proiectul de hotărâre privind repartizarea comunității administrative teritoriale, sume de falcate, doamna director economic, doamna Mitrea Brod. Sub centru. Potrivit prevederilor articolului 6, articolului 3, literal, prevederea obiectului de salvare în 2018-2022, prin derogare de la prevederea articolului 33, se constituie o fond la dispoziția Consiliului Județean, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor, de către Consiliul Județean prin hotărâre, pentru achitarea adierazelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare
și sau capitală, în ordinea cronologică a regiunii și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Astfel, potrivit anexei numărul 7 la legea bugetului de stat anul 2018, fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Bacău este în sumă de 18.675.000 lei. De asemenea, potrivit anexei numărul 6 din legea bugetului de stat pe anul 2018, pentru județul Bacău s-a recalculat suma de 2 lei, reprezentând sume de facturi din TVA pentru finanțarea proiectelor de drumuri județene și comunale, din care propunem repartizarea sumei de 6.250.000 lei pentru bugetul propriu al Consiliului Județean pentru finanțarea drumurilor județene și suma de 6.231.000 lei pentru finanțarea drumurilor comunale. Propunem de repartizarea celor două sume, respectiv 18.635.000 lei, reprezentând sume alocate din cota de 17.25% din impozitul pe venit, precum și a sumei de 6.239.000 lei, reprezentând sume de parcare din TVA în urmă comunale, sunt prezentate în anexele la prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc! Da, vă rog, intervenție. Dacă sunt. Vă rog, domnul Mircușan, vă rog. Domnul Vicine, stimați colegi, am trecut cam problema asta la aceeași chestiune privind repartizarea sumelor departate. Pe un vot negativ, dar de Partidul Național Liberal, discutam de faptul că unele localități, reprezentând un număr destul de mare de populație, erau dezavantajate. Și speram că anul ăsta, cu ocazia noii repartizări, să se facă oarecum dreptate și aceste localități să beneficieze pe cât posibil de sume mai mari. Și constatăm că acest lucru nu s-a întâmplat. Și din motiv. Aceleași localități care anul trecut au fost defavorizate, anul acesta au primit chiar mai puțin bani. Și o să vă rog să îmi permită să dau doar câteva exemple. Comuna Ardeoan primește anul trecut 53.000 lei, anul acesta doar 50. Comuna Itești primește anul trecut 38.000 lei, anul acesta doar 30. Izvod Petrica primește anul trecut 38.000 lei, anul acesta 33. Localitatea Traian ...53.000 anul trecut, 64.000 anul acesta. Localitatea Urechești ...77.000 anul trecut, doar 50.000 anul acesta. Localitatea Vulturești, 48.000 anul trecut, doar 41.000 anul acesta. Și vă spun lucrul acesta pentru că am înțeles că principalul criteriu de repartizare acestor sume ar fi numărul populației. Este foarte greu, domnule președinte, să explicăm cum este posibil ca, de exemplu, localitatea Urechești, care are o populație de 3.344 locuitori, primește anul acesta 50.000 lei, în condițiile în care, să zicem, comuna Curiești, care are o populație semnificativ mai mică de 2.578 de locuitori, primește 445.000, adică de 9 ori. Având în vedere toate aceste aspecte, grupul consilierilor Partidul Național Liberal vor vota împotriva acestei repartizări. Vă mulțumesc. Da, vă rog. Iarăși mă repet aici, pentru că a existat un timp în comisie în care s-a putut clarifica aceste lucruri. Am să iau câteva dintre cele care le-ați menționat. Itești, nu compara... Că nu s-a încercat, domnul președinte. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă înscrieți la cuvânt dacă vreți să vorbiți. La Itești. S-a menționat Itești. La Itești, bugetul minim de funcționare, asta e de la finanțe, este de 1137. Veniturile proprii
estimate la nivelul anului 2016, este 472. Sumele repartizate prin legea bugetului de stat pe anul 2018 sunt 909 lei. A primit-o față de ceea ce a primit anul trecut, adică 668, un 241 mii lei mai mult. Asta înseamnă, față de bugetul minim de funcționare, un plus de 244 față de bugetul de funcționare. Eu trebuie să am în vedere și echilibrat. Comparativ, atenție, lăsați-mă să... Comparativ cu alte bugete, tot pe aceeași și văd aici Glăvăneștiul, văd aici Bârgăreștiul, care a primit, comparativ cu anul trecut, cu minus 539 și are un minus față de bugetul minim de funcționare care trebuie să îl asigură, 2029. E o diferență. Mergem la Huruiești. Mergem la Huruiești să vedem care e situația Huruiești. Huruiești. La Huruiești are un buget minim de funcționare calculat conform legii de 1792. Atât ar trebui. Veniturile proprii sunt 317. Calculat la nivelul nostru. Sumele repartizate prin bugetul de stat sunt 305. 305 cu 317 fac 622. Deci cu 607, ceea ce contează, 607 mai puțin față de anul trecut. Era normal, este un minus de 1170 față de bugetul minim de funcționare. Este normal să vii și să-i asiguri un plus. N-am putut să-i acoperim bugetul minim, dar este atât cât s-a putut din sumele pe care le-am primit. Același lucru l-am făcut și într-o parte și în alta, dacă urmăriți. Sigur, discuțiile sunt inerente. Nu poți să mulțumești pe fiecare. Dar, pe total, spuneam, sumele repartizate prin legea bugetului de stat pe anul 2018, comparativ cu 2017, e vorba de o diferență de 7.300, adică de 73 de miliarde. Cu aceste minusuri și plusuri. De 73 de miliarde mai mult. Sunt și comune, sunt și OAT-uri care au primit dublu. Dublu față de anul trecut. Adică au avut repartizat 1.349 prin bugetul de stat în 2017, iar în 2018 au primit 2.720. Adică cu 1371 mai mult. Exact dublu. Chiar mai mult decât dublu. Este comuna, unitatea administrativă teritorială Giuseppe, care a primit dublu. Sigur că și aici trebuie să ai în vedere. Același lucru la Gura Voiei. A avut 1800, a primit 3108. Deci cu 1308 mai mult. Cleja a avut 3000, a avut 2273, a primit 3839, deci cu 1566 mai mult, deci cu 15 miliarde mai mult. Deci trebuie luat în calcul și aceste lucruri pentru a echilibra pe cât posibil, că putem să intervenim pe suma care noi am primit-o de la bugetul de stat pentru echilibrare. Este mai mică ca anul trecut. Adică nu mai avem 28 de milioane la dispoziție, avem 18 milioane. 18.635, parcă, nu, doamna directoră? Deci 18.635. Dar, prin schimbarea noi formule, sau așa cum spuneați, noua revoluție fiscală, au primit de la bugetul de stat mai mult. Ăsta a fost considerat, pentru că au fost mai mulți factori. Că dacă ar fi fost să luăm doar arieratele, erau doar două unități administrative teritoriale cu arierate. Așa, fiecare ne-au trimis situații că au datorii facturi neplătite. Dar la finanțe sunt două UAT-uri cu arierate înregistrate. Stănii Moldova și Cașa. Deci nu e nicio... Sigur că puteți veni cu un amendament aici. Deci nu deranjează pe absolut nimeni să nu veniți cu un amendament și să reglați acest... Dacă considerați dumneavoastră că în zona în care ați putea face lucrul ăsta. Deci cam asta. Deci nu... Dacă mai sunt intervenții pe marginea aceasta. O singură problemă, domnul președinte. Fără să mă refer la intervențiile colegilor noștri liberali, aș vrea să menționez faptul că
Acest buget este cel mai echilibrat buget din ultimii ani. Deci s-a ținut cont de mai mulți factori locali și văzând aceste tabele îmi dau seama că este cel mai echilibrat buget, ținându-se cont de o serie de probleme, în așa fel încât să satisfacă în cea mai mare măsură nevoile unităților teritoriale. Și acest lucru trebuie să-l rețină. Dar nu, aș fi de acord cu dumneavoastră dacă diferențele nu ar fi atât de mari. Dacă? Diferențele nu ar fi atât de mari. Dar domnul președinte a menționat... Dar nu mai, hai să nu facem probleme. Da, sigur că da. Dacă apare aceste întrebări, asta trebuie discutat și trebuie analizat fiecare oate în parte. Și nu putem să generalizăm. Aceste diferențe vin într-o zonă, așa cum a spus dumneavoastră, specifică. De asta noi considerăm că această repartizare a fost făcută pe criterii politice. Bun, haideți să eliminăm și acest aspect. Dacă l-ați amintit, criterii politice. 120, luăm cele 24 de unități administrative teritoriale în care sunt reprezentate de primarie liberală. 120 și 360 înmulțit cu 25, cât sunt exact 3009. Deci am ținut cont și de acest aspect. În interior, sigur că sunt diferențe, dar se regăsesc în interiorul unităților administrative teritoriale de culoare galben. Și eu cred că am eliminat și acest aspect. Sigur că există și rămâne cu un anumit grad de subiectivitate. Dar v-am zis, asta puteți să faceți o analiză, să veniți, sau ați avut timp să faceți o analiză, să veniți astăzi cu niște amendamente în interior. Deci am respectat și acest criteriu, da? Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții, vă rog. Domnul Mihai, vă rog. Dar scurt. Foarte scurt, nu aș fi intervenit dacă dumneavoastră nu ați făcut două precizări. Vis-a-vis de localitățile... Eu am răspuns la întrebări, vă rog. Nu. Am înțeles că sunt doar două localități cu alierate. Cașin și Sălin Moldova. La Sălin Moldova a fost o discuție lungă anul trecut. Știți că e o situație specială. Cu datorii moștenite de la vechea administrație, cu efortul disperat pe care face actuala administrație, nemaipunând la socoteală faptul că vrem, cred că cu toții, sunt convins că vrem cu toții, ca Slănicul să redevine ceea ce a fost pe la mână. Nu știu de ce atâta întârziere, a fost și domn primar aici, probabil că a avut discuții și știa care, ce finalitate vor avea aceste discuții și a plecat. A plecat resemnat. Eu totuși fac un apel. Aici nu e vorba de Baciu, nu e vorba de fost administrație, nu e vorba nici de PNL, nici de PSD. E vorba dacă noi, într-adevăr, ne stabilim niște priorități și dacă vrem, într-adevăr, să facem ceva pentru a scoate această localitate, că mi se pare că este localitatea, orașul aflat în cea mai critică stare, cu alerate enorme, cu riscul de a fi executat și așa mai departe. Eu am așa o mică speranță că aproape că întreci supărarea pentru proiectul Ferdinandus 50 pe care mi l-ați respins, dacă dați dovadă de un pic de bunăvoință, măcar pentru această localitate. Mulțumesc! Stimați colegi, la Sălnic Moldova, ieri am avut o discuție, am fost deschis, am discutat cu domnul primar, a prezentat-o, așa cum ați prezentat-o, poate chiar mai tristă, că și anul acesta noi nu facem ceva de a ajuta. Haideți să ne uităm un pic în cifre și să vedeți cât a primit. Bugetul minim de funcționare 3860 la nivelul cel calculat în 2016. Dumnealui a zis, pardon, în 2018, 3863. Veniturile proprii, estimate la nivelul anului 2016, 2850. Dumnealui mi-a confirmat că a încasat 2900 și ceva și crește prin măsurile care le-a luat acolo. Deci veniturile o să fie mai mari, nu contează cu cât, o să fie mai mari, pentru că a fost mai mare anul trecut. Dar e ceva 2850. Sumele repartizate prin legea prin 2011, bugetul de stat, 1941. A primit la repartizare și dacă față de anul trecut, 159 mai mult. Comparativ cu bugetul minim de funcționare, are un plus de 928. Plus 103 e 1031.
1031, deci peste 10 miliarde, mai mult decât anul trecut, nu mai mult decât anul, mai mult decât este bugetul minim funcționar. Și dumnealui prezenta că ar avea 400 de mii o datorie la nu știu cât de mare, mai avea un 200 de mii. Deci, iată că are un 1000 și ceva în plus față de bugetul minim funcționar, comparativ cu celelalte. Acum, sigur că stă și în puterea dumneavoastră, dacă găsiți în altă parte să veniți cu un amendament, nu ne deranjează. Dar, tehnic vorbind, cifrele asta arată. Și i-am arătat și domnului Sare. Probabil nu s-a simțit foarte confortabil că aveam cifrele și am făcut această analiză amănunțită. Deci, comparativ cu alte unități administrativ-teritoriale, dumneavoastră stă bine și eu cred că ar putea să și plătească, așa cum anul trecut a gestionat și a plătit o parte din datorii și a găsit și alte soluții. Deci am avut discuții, am avut deschidere, are un buget mai bun ca anul trecut, cu, iată, cu 900, cu 1000 și ceva de lei. Restul ține și de modul cum și gestionează. Mulțumesc că dacă mai sunt întrebați. Domnul președinte, pentru că am fost factor în acea discuție, el are datorii curente de 2,7 milioane. Are datorii la utilități, este somat, rezolvă problema apei, a curentului. Așa, spuneți-vă, că stă bine. Stă bine pentru că este chibzit, pentru că administrează foarte bine bani. Au redus cheltuielile cum n-a făcut-o, cred că nici o primărie, nici județul ăsta. Dar nu-i ajung bani. Spuneți-vă, stă bine. E ca și cum i-a spune unii bolnavi de cancer, unde ai nou și mă las. Vă rog, faceți acolo, colegă, nu? Propunerea? Coleg. Eu vă spun că la fiecare primărie este leagă de 10 milioane, toate primărie de județ. Nu, toate primările de județ, nu este. Sănii Moldovei al întregului județ. Nu este liberală. Și datorile nu le-au făcut liberale acolo. Vă contraziceți. Am mai făcut și anul trecut această propunere. Vă aduceți la minte. S-a deschis la vor. De aici n-am mai făcut acolo ca amendament. Pentru că știm cum funcționează mașinile. Mulțumesc. Și eu mulțumesc, domnul Cățel Comulescu. Domnule președinte, stimați colegi. Într-adevăr, a fost aceeași problemă și anul trecut, cu o diferență. Și atunci s-a făcut această propunere ca celelalte primării să dea o parte pentru Sălin Moldova și partea aia a dat-o numai primăriile alte. Am dat 170 de mii de lei la Sălin, iar de la primăriile PNL nu s-a dat 1 leu. Nu știu cum propunerea asta să facem mai pentru alții. Vă mulțumesc. Primăriile liberale au propus să dea atunci o sumă egală pentru a acoperi deficitul care avea. N-a trecut amendamentul, nu este vina noastră. A trecut amendamentul la de care a dat-o. A trecut amendamentul la avea să înțelegerea cu PSD-ul. Dar primăriile liberale au vrut să dea bani. Domnul vicepreședinte, accept orice sfat de la un om cu părul cărunt, dar am o întrebare, domnul Teanu, sunteți cumva economist la bază? Ne tot dați lecții de economie, ne dați lecții de transfer a unor sume dintr-o parte în alta, de la bugetul propriu. Acum ia ne dați lecții. Dumneavoastră care aveți datorii la ANAF, dumneavoastră care nu vă plătiți dările, taxele la Onești, dumneavoastră dați tot timpul lecții, domnule. Dumneavoastră care repetați de 3 ori mausoleu. Eu o singură dată mausoleu, să domnul Oltean. Mulțumesc. Este stilul de a face politică PSD. Mulțumesc. Domnul Oltean, deci am respectat acest principiu și colegul a venit și a intervenit, partenerul din alianță, în care a venit cu acest sprijin anul trecut, din partea unităților gestionate de ALDE. Și noi am făcut același lucru, să știți, din mediul urban, de la municipiul Bacău, de la Onești, de la asta am avut discuții cu primarii de acolo și am înțeles că trebuie să sprijinim pe cei din mediul rural. Ați putea face și dumneavoastră acest gest. Și cred că toți colegii ar înțelege. Vă mulțumesc!
Dacă mai sunt intervenții. Cu Ceresc, vă rog. Domnul Cuceresc. Domnul președinte, un mic concretizare, da? Deci, la Curuiești, sunt 445, da? A spus domnii. Avem și aici. 445 distribuiți milioane. La Itești, 30. Da? Itești o are plus. Peste, da? Curuiești, 445, tot din minus. Da, așa este. Deci, vreți să luăm, domnul Teanu, de la primării care nu își asigur nici minimul, să le dăm la Slănic, unde are un milion plus? Și mai sunt exemple de asta. Am mai spus, domnul președinte, mai sunt exemple din asta. Care nu își asigură minimul de funcționare. Nu știu ce costul găsiți noastră, noi dăm mai minus. Nu se ajunge, la nimic nu se ajunge. Da, dar nu văd logica unde să luăm de la toți, să dăm la Slănic. Nu, ce? S-a înțeles ideea, mulțumesc. Dacă sunt, mai sunt intervenții, aveți propuneri concrete? Mulțumesc. Dacă nu vă spun, doamna Ivanov. O întrebare sigur, dacă rezolveți, așa din patriotism local, întreb, ce s-a întâmplat de orașul stațiunii Târgu Ocna? Este prins cu zero la sume de fabricate, mă rog, zilnic impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, dar nu deci ne referim, ce referim la faptul că este nevoie pentru de sume alocate pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită și cofinanțare locală. Pentru același considerent pe care îl amintesc mai înainte, cumpărând ceea ce au primit de la bugetul de stat anul ăsta, vis-a-vis de ceea ce au primit anul trecut și de proiectele de creare, de derulare, parteneriatele și așa mai departe, cu finanțări din stăție. A existat un echilibru și o discuție cu fiecare în parte. Sigur că și-ar fi dorit dacă ar fi putut să primească și acești bani, dar am înțeles că trebuie să asigurăm și în mediul rural unitățile administrative teritoriale să le aducem la un minim de funcționare sau să mai reducem din acel deficit. Da, ar trebui să avem grijă puțin că în rural sau ruralul reușește să se dezvolte mai bine decât urbanul. În anumite zone. Nu este așa. Deci, ultimii 10 ani, noi s-a fost primar acolo, ați văzut că ultimele de la an la an, față de acum 10 ani, s-a mărit bugetul venitului propriu de 20 de ori la Târgu, da? Ceea ce e lucru foarte bun. Deci, este foarte bine. Dar vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vă supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată, de fiind alte evenimente. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Secretarul? Mulțumesc. Abținere? Și domnul? Abținere? O abținere. Mulțumesc. Deci, proiectul de hotărâre privind repartizarea cu unități administrative teritoriale a sumelor defalcate pe anul 2018 a fost adoptat. În forma prezentată. Mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi, vă rog, domnul vicepreședinte Pravăță. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. După cum bine știți, Consiliul Județean are atribuțiuni cu privire la serviciul de transport public de persoane prin curse regulate și aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane. Licența de traseu se liberează pentru o perioadă legală cu perioada de validitate a contractului încheiat cu beneficiarul, dar nu mai mult de 3 ani. După prezentarea documentului de plată, a tarifului de liberare stabilit de Consiliul Județean.
Astfel, prin proiect de hotărâre se propune aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în baza contractelor de prestări servicii de transport încheiate de operatori de transport solicitanți cu societăți comerciale din județul Bacău pentru transportul angajaților după cum urmează. Pentru SC Transmar SRL Moinești, atribuirea licenței de traseu pe traseul Moinești Forței Mărgeni, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu SC Depozitul de Scaun SRL Mărgeni, pentru transportul a 15 angajați printr-o cursă pe zi. Iar punctul 2, pentru SC Alintrans SRL Săocești, atribuirea licenței de traseu pe traseele Bucuș, Hemeiuș și Bacău, Hemeiuș, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu SC Tecnostam, Trulzist, Iop, Serile, Hemiuș, pentru transportul la 99 de angajați prin 3 curse pe zi. Având în vedere cele precizate și faptul că sunt respectate prevederile legale în vigoare, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. Vă spun la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, domnul Dumnezeu. Următorul punct se referă la darea în administrarea serviciului public județean de drumuri, a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al județului. Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean, serviciul public de drumuri ne-a adus la cunoștință faptul că la data de 11 martie 2018 expiră durata contractului de administrare și a solicitat prelungirea valabilității cu o perioadă cel puțin egală cu cea inițială. Aveți anexa cu toate, fiecare obiectiv în parte. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea serviciului de drumuri a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al județului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Nu sunt. Următorul punct, sau ultimul, înainte de a ajunge la diverse, am să-i dau cuvântul domnului consilier Comulescu. Raport asupra eficienței activității de poliție la nivelul județului Bacău în anul 2017. Am fost împreună prezenți la raportul când inspectorul șef, domnul Chestor, a prezentat raportul activității al inspectoratului județean de poliție. Vă rog, domnul. Domnule președinte, stimați colegi, problemele care sunt prezentate în raport cuprind, de fapt, majoritatea informațiilor pe care noi le-am raportat pe parcursul anului 2017 plenului Consiliului Județean și de aceste probleme am ținut cont și în construcția planului strategic de acțiune pe 2018. În raport se argumentează, în primul rând, concluzia principală că în anul 2017 evoluția efectuală a fost pozitivă pe ambele planuri, atât în ce privește reducerea numărului de infracțiuni, care este în jur de 10% la toate tipurile de fapte infracționale, dar și în ceea ce privește restrângerea consecințelor, în deosebi cele foarte grave generate de infracțiunile care s-au produs în această perioadă. De asemenea, în raport se sumează faptul, care este și cu realitatea, că noi am reușit în anul 2017, în mod deosebit în a doua parte a anului, să controlăm infracțiunile care au proliferat în această perioadă și în mod deosebit cele patru tipuri de infracțiuni, cele care vizează securitatea traficului rutier, infracțiunile contra patrimoniului, infracțiunile în domeniul silviculturii și apiciculturii. De asemenea, pozitiv a fost în 2017 că s-a realizat un echilibru între acțiunile de prevenție și acțiunile destinate investigării și sancționării infracțiunilor
ceea ce, din punctul nostru de vedere, va reprezenta un plus pentru perioada următoare. S-a reușit, de asemenea, să colaborăm mai bine, nu doar între instituțiile de forță, dar și între acestea și societatea civilă, reprezentată de autorități locale, instituții publice, media, ONG-uri și alte segmente reprezentative ale populației. Important este că dorim ca acest an noi să dezvoltăm aceste plusuri, avem toate condițiile asigurate, atât în ce privește cadrul legislativ, dar și documentele care asigură planificarea și organizarea activităților în această perioadă și credem că vom fi mai implicați și mai eficienți în realizarea nivelului de siguranță publică în județul Bacău. Vom informa potrivit legii 218, cel puțin semestrial, plenului Consiliului Județean, de modul cum sunt derulate activitățile și cum sunt îndeplinite obiectivele și indicatorii de performanță care au fost afirmați pentru această perioadă. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul consilier Comunescu. Dacă mai sunt intervenții din marginea materialului prezentat, domnul Comunescu, vă rog. Dacă nu, trecem la punctul următor. Doamna, vrea să... Nu, am vrut să votez. Dar nu vreau să dar vreau să se votează. Da. Trecem la punctul diversie, punctul 1 de la diversie, aprobarea prelungirii duratei contractelor de administrare încheiate între județul Bacău și organismele prestatoare de servicii publice. Contractele au fost încheiate cu perioadă de 10 ani la data semnării lor, întrucât perioada de dare n-a expiră în luna martie 2018, este necesară prelungirea printr-un act adițional a termenului contractelor. Se impune prelungirea prin act adițional a termenului contractului, în sensul că acesta este de 11 ani de la data semnării contractului. Și vă supunem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă, abțineri, nu sunt. La diverse. E vorba de aprobarea unui protocol de colaborare între județul Bacău prin autoritatea deliberativă Consiliul Județean Bacău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vorba de derularea unui proiect, înregistrarea tinerilor în evidență serviciul public de ocupare. Protocolul de colaborare de ca obiectiv dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre părți, în vederea sprijinirii echipelor de intervenție locală. Scopul este de a identifica, mobiliza și înregistra tinerii inactivi la serviciul public de ocupare în vederea acordării acestor de măsuri personalizate de sprijin, adică oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educațional, participarea la cursuri de formare profesională. Deci include tineri care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive, respectiv lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competenților cerute din piața muncii și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau de formare. Față de cele prezentate și cele discutate, analizate în comisie, vă supun spre aprobarea proiectului din aprobarea protocolului de colaborare între județ ca autoritate deliberativă Consiliul de Țean Bacău și AJOFM-ul în vederea derulării acestui proiect. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, nu sunt. Următorul punct la diverse servicii. E vorba de modificarea unor hotărâri. Următoarele proiecte venim cu modificarea hotărârilor numărul 1, numărul 2, numărul 3 și așa mai departe din 2018. E vorba de cheltuielile legate de proiect și acordul de parteneriat în vederea de punere spre finanțare a proiectului intitulat Servicii Sociale Alternative pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul programului operațional regional. Ce s-a întâmplat? Conform calculurilor evaluatorilor, suma de 82.942 lei, reprezentând contribuția proprie a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, calculată automat în MySmith, în aplicația electronică, pe baza sumelor introduse,
Constituție nu reprezintă 2% din total din care le zicem, ci 1,9999. Deși procentul de finanțare nerambursabil prin mai smis nu este mai mic de 98%. Având în vedere solicitările de clarificări primite pentru proiectele depuse și pentru a evita neeligibilitatea proiectului, s-a procedat la recalcularea contribuției grupului a direcției, astfel încât acesta să se încadreze în calculul evaluatoriu. Despre asta e vorba, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea acestei hotărâri din la începutul anului. Cine este pentru? Mulțumesc. Următoarea are legătură cu sensul că trebuie completată hotărârea prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentelor tehnico-economici pentru acest proiect de investiții. E vorba de construirea 4 locuinții protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Rătăciuni, județul Bacău. Reabilitare, modernizare și extindere clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Răcăciuni. Deci, astea sunt investițiile. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru completarea hotărârii numărul 2 privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și a documentelor tehnico-economici pentru acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nu sunt. Următorul modificarea tot din acest motiv a calculurilor, evaluatorilor și calcularea automată mai smis, în sensul că n-a ieșit 2%, a ieșit 1,999, s-a ținut cont de aceste clarificări și vă supun spre aprobare proiectului privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 3. E vorba de proiectul investiții în serviciu pentru în comuna Tavaș. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă nu sunt. De asemenea, tot pentru acest proiect trebuie aprobată completarea hotărârii din numărul 4/2018, în sensul de a aproba documentația tehnică, economică și indicatorii, pentru modifică datele. Construirea 4 locuinții protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tameș și e vorba de o extindere și o modernizare pentru înființarea unui centru de zi, a unui clădiri pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tameș. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri nu sunt. Următoarea se referă la construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în municipiul Moinești și reabilitarea și modernizarea clădirii existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în municipiul, tot în municipiul Moinești. Face parte din același pachet de proiecte cu același obiect general și sunt depuse pentru a primi finanțare în cadrul POR. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean 6/2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri nu sunt. De asemenea, pentru completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 8, privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și documentației tehnico-economice la acest proiect cu finanțare din fonduri externe rambursabile, servicii comunitare pentru persoane cu dizabilități. E vorba de construirea 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Târgu Ocna, județul Bacău, și un centru de zi pentru persoane cu dizabilități. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru completarea hotărârii noastre numărul 8/2018 privind aprobarea indicatorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri nu sunt. Următoarele două proiecte de hotărâre îți dau cuvântul doamnei director Sava pentru a da citire expunerilor de motive. Vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Este vorba de proiect de hotărâre privind modificarea statului de dezvoltare al aparatului administrativ al Consiliului Județean. Durarul unui proiect de consilier juridic, clasa 1 grad profesional reputat în cadrul direcției juridice și administrației publice locale, a obținut contribuirea acordului de evaluare a privatei de stagiu, calificat fiind corespunzător cu propunerea de necultivare în funcția publică, având acest dreptul conform legii de a promova în cadrul profesional acestei. Acest funcționarul public va fi numit prin transformarea postului în funcționar public definitiv în clasa corespunzătoare funcțiilor absolvite. Față de cele prezentate, consilierul de dezvoltare și de aprobare acestei.
aprobarea de aligami și statului de funcție pentru amulatul din societatea al Consiliului Județean Bacău. Față de actuala structură organizatorică, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean 153/2017, cuprinzând un număr total de 229 de posturi, dintre care 27 de conducere și 202 posturi de execuție, s-a propus înființarea 86 de posturi de execuție, cu menținerea numărului de posturi de conducere. Precizată prin hotărârea Consiliului Județean 242/2017, privind încetarea activității serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor pentru Bacău, s-a aprobat trecerea celor 26 de posturi de la 5 serviciuri din subordinea Consiliului, care s-a desfințat și am aflat în societatea Consiliului Județean. Astfel s-au produs în structura organizației formate de înființarea 26 de posturi de execuție, din care 17 funcții publice și 9 posturi contractuale, transformarea 6 posturi contractuale de execuție în funcții publice de execuție, reorganizarea serviciului cultura, activități publice și relații cu preza din cadrul Direcției Resurse Umane Management, în schimbarea de mierii, în serviciul de comunicare, imaginea și trecerea în sportă direct la președintele Consiliului Județean Bacău și înființarea compartimentului de coordonare cu organele coordonate, guvernanță corporativă și ad hoc, în cadrul Direcției Resurse Umane și Management. Având în vedere că Agenția Națională a Funcționarilor Publice a acordat acest favorabil funcționarilor publice din cadrul aparatului de securitate al Consiliului Județean și că propunerile s-au făcut cu încadrarea numărului maxim de posturi comunicate de instituția Consiliului Județean Bacău, considerăm necesar și oportună aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Vă mulțumesc! Trecem la următorul. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare a prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. La această dată, Consiliul Județean are în implementare proiectul Sistem Integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, proiect finanțat, după cum bine știți, din fondul post-mediu, în baza contractului semnat în 2011 și încheiat de Ministerul Mediului și Pădurilor. În această dată au fost finalizate toate lucrările aferente proiectului, după cum urmează, le aveți enumerate în expunere. Consiliul Județean, prin hotărârea numărul 9 din 30 aprilie 2018, a aprobat atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiunea gestiunii serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, iar prin hotărârea numărul 10 din 30 aprilie 2018, a aprobat concesionarea fondurilor imobile și mobile realizate și gestionate prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, în vederea desfășurării contractului de delegare prin concesionare a serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. În cadrul acestui proces de negociere anterior aprobării contractului, rezultat că bunurile care trebuie predate în cadrul contractului de concesiune prezintă o serie de neconformități datorate acțiunii factorului de mediu de la momentul realizării achiziționării din anul 2013. Dar cele de mai sus adăugate, mai spunem că unitatea de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management a deșeurilor solide în județul Bacău, în cadrul aparatului specializat al Consiliului Județean Bacău, prin nota de fundamentare numărul 1888 din 29/3/2018, arată că valoarea estimată pentru remedierea neconformităților identificate la amplasamentele de la complexul de deșeuri Onești, stația de transfer Berești, Azov și stația de transfer Becea, este de 505.700 lei. Facem precizarea că la această dată fondul dispune de suma de 1.830.000 de lei, 658 de lei, care provine din redevența plătită de operatorul de proiectare și transport pentru bunurile publice concesionate în baza contractului pentru delegarea gestiunii serviciilor de proiectare și transport deșeuri municipale și de țipa două. Dacă aveți ceva de adăugat, dacă nu, vă spun la vot cine este pentru. Împotrivă, vă mulțumim. Stimați colegi, după 3 ore de stai eu, vă mulțumesc și vă doresc un weekend liniștit. Președinte, vă rog frumos, am un dreptate. Deci, îmi se pare că trebuie... Văd să produce iritare orice intervenție liberală și specială a mea. Aș vrea să vă aduc în memorie o replică celebră din
din Parlamentul anterior. Eu era exasperat de intervenția lui Bădeaz, când la un moment dat îi spune ce aș putea să învăț eu, că era un inginer. Și atunci Bădeaz îi spune, măsura, domnule, măsura. La fel aș spune și unui tânăr coleg, consilier județean, cu atribuții de vicepreședinte. Ce ar putea să învețe de la un mineral? Eleganța, domnule, eleganța. Și vă asigur, domnule vicepreședinte, că indiferent de câte atacuri la persoană veți exercita asupra mea, nu mă voi opri să spun ceea ce am de spus. Mulțumesc. Frică de Dumnezeu, vă spun că de dumneavoastră am învățat. Mulțumesc. Am reprezentat.